sunteți de acord? Mandatul doamnei președinte Irinei Nechifor a expirat. Vă rog să alegeți un președinte de ședință. Propun eu. Propun pe domnul Adrian Dragă. Adrian Dragă. Adrian. Care n-a fost niciodată. Aici domnul, indică, n-a fost domnul profesor de Bărcea. Eu? A fost și domnul Bărcea. Care? Cine n-a fost? Domnul Bărcea. Domnul Zănescu. Domnul Zănescu. Da, domnul Zănescu. Sau domnul Dragă. Sau domnul Dragă. Domnul Dragă. Cine i-a fost domnul Zănescu? Domnul Dragă. Ai fost cu cine să... Și așa era un scaun. Aprilie, mai și eu, da? Până și în realitate, să-i dăm cuvântul mulțumesc pentru încrederea acordată de a fi ales președintele ședinței și vă asigur să conduc lucrările ședinței noastre în conformitate cu noi, cu normele legale. Dau cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectele de hotărâre pe ordinea de zi. Mulțumesc. Astăzi, pe ordinea de zi, avem 8 proiecte, de care primul punct s-a și aprobat, s-a discutat. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prestării serviciului de înalt public în gestiune delegată a contractului de legare a regulamentului și caietului de sarcini. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări ce vor fi executate în anul 2018 de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social potrivit legii numărul 416/2001 privind venitul minim garantat. 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor norme pentru activitatea de gospodărire, întreținere și curățenie, colectare, transport și depozitarea deșeurilor a activităților comerciale, precum și măsuri de protecție a mediului. 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea ajutoarelor de urgență ce pot fi acordate familiilor și persoanelor aflate în situații de necesitate și situații deosebite. 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei de drum pentru autovehicule cu tonaj mai mare de 7,5 tone care tranzitează DC-127. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției lunare pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap pentru anul 2018. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei generale de acordare a finanțărilor nerambursabile pentru activități non-profit de interes local. Aceasta este ordinea de zi, înainte de a începe cu proiectul 2, ordinea de zi. O să vă fac, pentru iubitorii de sport, că aveți și consilieri care, într-adevăr, iubesc cu totul și fotbalul în speță, nu vom mai face pe legea 350, vom face pe legea 69. Este în regulă, este legal, s-a discutat și la Curtea de Conturi. La legea 69, anunțați cele două asociații sportive, este să vină cu un proiect. Ne propună, că pe care vom aproba în Consiliul Local și vom face un contract de parteneriat, cum a fost făcut și celălalt. Deci noi facem 350, că acolo ne prindem urechi. Așa, dar să știți că cheltuielile licitării nu vor fi decât cheltuielile cu agenția, agenția de fotbal, cu AGF-ul, adică ce înseamnă arbitraje, vizii, știu ce cheltuieli mai sunt acolo, și cheltuielile de transport. Deci, nu apare cheltuieli cum asta, premii, sau alte cheltuieli care vreți să le faceți dumneavoastră la asociații, e problema celor cu care conduc asociația sportivă. Ca să nu avem surprize când vom fi verificați cu Curtea de Conturi. Aș vrea ca săptămâna asta, până vine este timp, astăzi, miercuri, să veniți cu proiectele, să vină și Măgurea Pașii și viitorul curicat cu proiectele. Probabil că până în 10 mai vom mai face o ședință, să aprobăm și facem un contract de parteneria și cum cu baza de profitocat să încheiem contractele și să dăm finanțarea către echipe pentru a putea funcționa din punct de vedere sportiv. Bine, acum, 2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea prestării serviciului minimal public în gestiune delegată a contractului de legare, a regulamentului și caietului de sarcini. Conform legilor vigoare și a NSC-ului, serviciul minimal public trebuie dat în delegare și pentru asta s-a dormit un... Unde este care este? O documentație de delegare, care este sarcini și așa mai departe, care sunt condițiile cei firme care vor participa la licitații. Nu va fi o licitație de lucrări, va fi o licitație de... Gestiune delegată. Cu totul vază licitație, nu cea care mă știe dumneavoastră. Și pentru asta s-a făcut un regulament. Și hotărârea sunt în felul următor. Privind aprobarea testării serviciului din dat public, în gestiune delegată, a contractului de delegare a regulamentului și caietului de sarcini. Hotărâre. Articolul 1. Se aprobă prestarea serviciului din dat public în gestiune delegată. Articolul 2. Se aprobă contractul de delegare a gestiunii serviciului din dat public prin concesiune, în comuna Cași, anexă la prezenta hotărârii. Articolul 3. Se aprobă regulamentul de organizare și funcționare al serviciului din dat public, anexă la prezenta hotărârii. Articolul 4. Se aprobă caietul de sarcini al serviciului din dat public, anexă la prezenta hotărârii. Articolul 5. Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărârii primarului prefectul județului Bacău în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării. Deci, ca să se intre într-un fel, și mă întâlnesc gata, cei de la NSC ne-a impus, conform legilor vigoare, că orice serviciu, așa și este, pe care îl deține o unitate administrativă teritorială, trebuie să fie dat în concesiune până delegat. Deci, până delegat. Și asta se face un caiet de sarcini, un regulament de organizare și firma care va veni va trebui să îndeplinească și condiții pentru a concesiona serviciu în la public al comunicașii. La parte de vizare. Domnul Lucea. Vă rog la președintele de ședință care a fost și o dată. Da. Comisia pentru Administrație Publică și Politică, apărarea ordinii și Republicea pentru Justiția Analizării Proiectului de Hotărâre privind alegerea președinței, consideră că acesta este necesar și oportun. În conformitate cu prevederea articolului 44, numărul de administrație publice locale, numărul 215 pe 2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem consiliului local să adopte în pont în forma prezentată. Mulțumim, trecem la 3. Proiectul mai avut. Da. Comisia pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii și publice, a drepturilor cetățenilor, realiză proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului serviciu de inat public, caietul de sarcini și contractul de delegare a gestiunii serviciului de inat public, consider că acesta este necesar și oportun în conformitate cu prevederea articolului 44 din legea administrației publice locale, numărul 215 pe 21, republicată, avizăm proiectul de hotărâri și propun în Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Da, mulțumim. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări ce vor fi efectuate în anul 2016 de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social potrivit legii 416 2001 privind drept minim garantat. Hotărăște, se aprobă planul de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2018 și se va executa cu persoanele apte de muncă beneficiarea legii 416/2001, conform anexei ce face parte integrantă de prezenta hotărâre. Articolul 2. Autoritatea executivă a Comunei Cași se va îngriji de punerea în aplicare a prevederilor prezente hotărâri. Aici o citesc planul de acțiuni, spre să cum mai modificări, dar dacă mai aveți dumneavoastră idei sau propuneri ce lucrări să pot executa cu cei care sunt beneficiari ai legii 416, vă rog frumos acum în ședință sau când se vor dezbate cu ordinea de zi, când veniți propunerile respective și le vom nota și le vom introduce în plan de acțiuni și lucrări de interes local. Avem obiectiv. Întreținerea drumului rece a trotuarelor comunale și a livorilor adiacente de acestora de ferată a Comunei Cași. Acțiuni și măsuri întreprinse. Îndepărtarea zăpezii cu mijloace manuale, împrăștierea materialelor adevărate de tăcă. Termen de realizare. Lunile 1-3, adică ianuarie-martie și 11-12 noiembrie-decembrie. Cu beneficiarii legii 416, responsabili pentru toată conducerea cabinetului. 2. Lucrări de ecologizare și curățarea manuală a albilor, părurilor, cașe și puiță. Îndepărtarea gunoaielor de orice tip depozitate în aceste zone. Termenul fiind permanent. Cu beneficiarii răspundi aceleași persoane.
3. Lucrări de întreținere a zonei centrale a comunei Cașin, dispensarul Marcu, școala Cașin, cămin cultural, spații publice. Întreținerea spațiului verzi și strângerea gunoiului. Lunile 4, 10, adică aprilie, octombrie, cu beneficiarii, răspund de aceeași persoană. 4. Întreținerea șantrului ce mărginesc DG115 de la Ciujmea până la intrarea Sasul Pești. Curățirea și posibilitatea curățirea șanțurilor, depărtarea gunoiilor și decomătarea acestea. Lunile 4, 10, beneficiarii DG416 răspund de aceeași persoană. 5. Cosmetizarea pomilor fructifere ce mărginesc DG115A. Curățirea și băruitul acestora, inclusiv a podeților. Luna 3 și 4. Beneficiarii 416 răspund de aceeași persoană. Decomentarea păreului la NAP, curățirea acestuia de pământ și alte resturi, termen permanent, activități de interes și utilitate publică, aprovizionarea depozitului cu lemn, diferite activități de întreținere și reparații, ocazionate de producerea unor fenomene naturale, ploi, torențiale, incendii, vânt puternic, inundații, intervenții ocazionale, acestea sunt ocazionale, e clar, deci nu mă spun, răspund aceeași persoane, persoane care fac lucrările beneficiare, răspund și aceeași persoane. Întreținerea rigolului și mărginesc drumul comunal 107, curățirea acestor de pământ și alte resturi, lucrări de curățare termen permanent, lucrări de curățare a resturilor vegetale aflate pe marginea drumurilor comunale creează a comunei Cașin, curățirea și altă discurgere ave rezultată din ploi și zăpezi, îndepărtarea resturilor vegetale a mărăcinilor, gunoaielor, întreținerea acostamentului, termen permanent, lucrări de întreținere în cita opusurilor instituțiilor publice comuna Cașin, îndepărtarea resturilor vegetale a gunoaielor, obținerea și reparația gardurilor, termen permanent, alte lucrări neprevăzute și restrictă licitatea care apar în cursul anului. Divers. Astea sunt intervenții ocazionale. Răspund aceleași persoane care figurează munca, beneficiare și răspund aceleași persoane din doar asumptoare. Dacă aveți și alte propuneri, vă rog frumos să veniți cu ele. Da, nu, mă anunțați-vă, vă rog frumos, domnul. Da. Așa că aș poate să nu fiți doamna secretară în proces de bani. Da, da. Și frumos să băgăm în anii. Vă notați că uite și da, cum da, deci, da, ca să îndicere din fie. Da, cam asta. Raport de avizare. Comisia pentru Administrație Publică și Juridică, apărarea ordinii și liniște publice a drepturilor cetățenilor, are un proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune și lucrări ce vor fi executate în anul 2018 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit legii 416/1989 prin venitul minim garantat, consider că acesta este necesar și oportun. În conformitate cu prevederea articolului 44 din legea administrației publice locale 215/2001 republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Trebuie modificat, da? Aici este 2016. Da, da. Da. Are greșeală de datură. Da. Proiectul e hotărâre privind stabilirea unor norme pentru activitatea de gospodărire, întreținere și curățenie, colectare, transport și depozitarea deșeurilor a activităților comerciale, precum și măsuri de protecție a mediului. 1. Dispoziții generale. Aici la dispoziții generale este vorba de urmatul de Guvernul 21 pe 13.1.2002, care prevede, practic, legislație. O să vă trec că, practic, ceea ce hotărâm noi astăzi, și am hotărât în fiecare an, de regulă, nu în anul martie, acum suntem la prința de grea comun, dar nu e târziu. Și norme de gospodărire comunală trebuie să aprobăm. Articolul 1. În acest context, Consiliul Local Comunei Cașin are obligația să asigure măsuri necesare pentru protecția sănătății publice cu sprijinul și supravegherea organelor de specialitate ale statului. Măsuri pentru conservarea și protecția mediului. Prevenirea poluării accidentale a mediului sau a surselor și curselor de apă, prin depozitarea necontrolată a deșeurilor de către agenții economici sau de către cetățeni. Realizarea unor sisteme moderne de colectare, depozitare, transport și prelucrare a deșeurilor și gunoaielor, amenajarea unor locuri speciale de depozitare. Respectarea prevederilor legale ale documentațiilor de amenajare a teritoriului de urbanism, aprobate precum și a normelor privind executarea construcțiilor. Curățenia străzilor și a celorlalte locuri publice, îndepărtarea zăpeții, agenții de pe străzi și trotuare, colectarea și depozitarea reziduurilor menajere și stradale, sortarea și valorificarea resurselor materiale, materiale folosite. Repararea și reținerea străzilor, a drumurilor, podurilor, podeților, curățirea și măsuratul spațiului căilor publice, întreținerea spațiului verzi și a locurilor de joacă pentru copii.
Finalizarea construcțiilor, început. Întreținerea în bună stare a construcțiilor existente, repararea și grăvirea periodică a acestor. Organizarea de acțiuni de salvizare și igienizarea lucrărilor. Întreținerea digurilor, a malurilor, a cursurilor de apă, executarea lucrărilor de protecție. Și întreținerea albilor, executarea altor lucrări de protecție contra inundațiilor, asigurarea scurgilor apelor, asanarea terenurilor insalubre și prevenirea poluării apelor. Repararea, întreținerea și utilizarea rețelei de distribuție a apei, canalizare din cazul noi, dar nu mai avem apa de apa, așa, și epurarea aluzată și fluviale. Amenajarea potrivit planul urbanism general și întreținerea spațiului verzi, a parcurilor, a terenurilor de sport și de joacă pentru copii, a celor în locuri publice și de agremente. Păstrarea curățeniei și respectarea normelor igienice comunitare în unitățile de cultură și de sport. Păstrarea, conservarea, repararea și restaurarea, în condiții legii, a monumentelor de pe teritoriul comunei Cașa. Precolectarea, colectarea, transportul și depozitarea deziduurilor solide, cu excepția deșeurilor toxice și periculoase, a celor ce colegi special. Înființarea și administrarea depozitelor ecologice de deziduri și producerea de compost, preselectarea și organizarea reciclării deșeurilor de dezinfecția, dezinfecția, dezinfectarea localităților. 2. Norme pentru îmbunătățirea activității de gospodărire, întreținere și conținere a comunei Cașa. Obligațiile instituțiilor publice, ale agenților economici și a celorlalte persoane juridice. Articolul 2. Societățile comerciale și celelalte persoane juridice, cât și persoanele fizice deținătoare sub orice titlu de imobile sau spații, cu orice destinație sunt obligate, să ia măsuri pentru asigurarea întreținerii curățeniei și îmbunătățirii aspectului etilitar a clădirilor, curților, căilor de acces, a împrejmuirilor și a străzilor, drumul și zonelor mijlocitoare, în acest scop le revin următoarele obligații. 1. Să execute lucrări de reparare și vopsirea gardurilor, a porților, repararea acoperișilor și a poșurilor de fum, precum și să întrețină curățenia în incinta locuinței, în anexe gospodărești, curți, grădini și alte terenuri pe care le dețin. 2. Să asigură curățirea periodică sau de câte ori se impune a șanțurilor și a rigurilor din fața gospodăriei personale, să vorbească copii și studii din fața acestor. Deci nu este obligația primării ca să facă cei de ajutor social, să curățească curții șanțurile, să vopsească șodețele, este obligația cetățeană. Și asta nu începând anul ăsta. Asta se reflectă an de an. Și de-aia vă spun dumneavoastră, acum aduceți la conștiință, nu trebuie să vină primăria să scosească, să fie iarba în fața porții. Fiindcă mai e și problema în Cașa. Eu trăiesc în Cașa de 45 ani. Au cupaci, au mediu, au sport, am tăiat în fața porții. Și n-au fost plantați de ei. Au fost plantați și tot un post popular, cum era prin Ceaușescu. Dar un copil vin și iau măr, în mărul, este cu varau. Îi spun că mărul în fața porții. Dar vă curățit, nu-l curățăm. De vorbit nu vorbește. De săpala rădăcină nu sap. Dacă vine cineva să iei o mână de iarbă de la el în fața porții, este cu aragul, că e în poarta lui. E și alții și caută acolo să iei iarbă. Să asigure întreținerea corespunzătoare și repararea instalațiilor de apă pentru a evita risipa de apă și a nu se produce inundații. Distribuitorul producătorul are să așa de a asigura cantitatea minimă de apă necesară pe zi pentru un locuitor care este de 50 litri. Cantitatea estimată numai pentru acoperirea necesarului fiziologic, igiene individuale și prepararei hranei. Noi suntem campioni români la consumat. Dar puteam fi vreo 20 de ani să nu avem nu avea apă. Am zis ca cei din... Deci, din bază de jucă, la oraspoană România, suntem cea mai mare consumatoare de apă. Capul locuitor. Deci face mare risipă de apă, nu că consum. Să face risipă de apă. România este denigrată de toate punctele. Să permită intrarea persoanelor autorizate în imobilul pe care îl deține pentru a efectua reparații necesare pentru instalații de orice fel în caz de avarie. Să nu deterioreze instalațiile de utilitate publică. Să execute lucrări de branșare a instalațiilor de apă, gaz, de telefonie electrice și altele care sunt pe domeniul public la rețeaua publicării de direct sau prin prelungirea instalațiilor existente numai cu aprobarea primăriei Cașa. Prelungirea instalațiilor existente numai cu așa. Să ai văzut și să reține pe fiecare imobil, la o vizibil, tablița cu număr de imobil, după modelul stabilit de primărie. Se interzice cu desăvârșire așezarea pe domeniul public în fața gospodăriilor particulare a materialului de construcție. Lemne de foc, claie de vânt sau șire de măcet. Acum, să ne ieși bine, nu suntem absolut grijmări. Dacă omul își construiește, vezi că e un punct la el șantier și a depozitat lângă gardul lui și un pic blochează, mai un pic, nu, sufurezi tot care de acces. O, știu, sort, balașă în parc, nu trebuie să fie atunci, omul o construiește.
Dacă îmi sunt depozite de genul ăsta în comună, care a fost pe el iarnă. Deci a crezut iarna pe misiv sau pe balas, înseamnă că ăla asta a fost 5 ani, 10 ani. Și nu-i legă. Că iarna nu se poate face dispensia de cauza lor, că vine lama, îi mei mare sau când mai repărăm drumul, bagi un liter, trebuie să o forească cu el, cu grămadă de bolovați sau ce are acolo, sau cu lemn. Sau nimeni nu zice că aduce omul lemn la casă, l-a dus la altă, l-a dus să-l tai, să-l tai mâini. Dar asta nu înseamnă că aduce lemnul acolo și îl ține în drum acolo până când îi vine lui la toamnă bine și are el timp sau banii să-l tai lemn să-și face un corp. Aveam următările trecute, eram prevăzute, dar la sancțiuni era numai avertisment, fără sancțiuni propriu-zise cu așa amendă. Acum anul ăsta s-a introdus și amenzi, o să vedeți care sunt amenzile și o să vi le propun spre aprobare. Că am văzut că avertismente am dat destul. Și nu s-a modificat nimic, că atât avertismente nu s-a rămas cu avertismente. Termen de ridicare a deșeurilor sau cel material nu s-a ridicat. Nu s-a ridicat. Și știți cum e, dai la unul, vine și puneți celălalt, dar ce zice, dar vezi unul celălalt. Deci totul devine un lanț vicios pe care nimeni nu mai ascultă. Deci dacă eu trebuie un curte și vecinul are voie, și atunci dacă zic că s-a plin cu o sancțiune, una s-a aplicat. Nu s-a suferit niciunul. Nu mai suferit niciunul atunci. Da. Și legea oricum prevede ca Consiliul Local să stabilească amenzi. Da, deci o asemenea sancțiune. 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 Deci sunt contravenții și sancțiuni. Și în final, altcineva aplică. Sunt un dezert. Da. Nu, știți că e ușor de zis așa, dar noi ne confruntăm cu asta, îi dă bătaie de cap, este scandal pentru mării când vin, fac urât, să ceară între ei, ajung chiar și la violențe între ei, de cauza asta vecinii. Și noi n-am putut să ne mișcăm prea tare, de cauza că n-am o sancțiune. Am chemat poliția, s-a găsit la deria circulație, s-a plăcit amenzi. Poliția este Poliția Națională, cum știți, și dumneavoastră nu-i. Are o reacție de colaborare cu noi, nu subordonare, cu Consiliul Local și cu Marea Comunicașă. Poliția aplică sau aplică, ce pot să-i facă poliția dacă nu aplică. Au și alți șefi ierarhici, nu suntem noi aia. Și știți cum. Să aibă și să întrețină pe fiecare mobilă, am zis. Se interzice cu desăvârșirea și zaia pe domeniul public. V-am zis. Să întrețină în sale conspuzătoare împrejmuirile imobililor și din fața acestora să desfunde potențele din zona locuinților. Adică, ia așteaptă să vii primăria, să vină cei de apasă și așa, să vină primarul, să vină viceprimarul, să vină secretarul, să ducă să desfunde potențele. Și că vine astă vară, am avut două necazuri cu cetățean care a venit acasă la parc și a intrat și în curte. Dar e vârstă, omul este octogenar, nu ce să-i faci după ori. Așa că și a avut și n-am fost acasă două ori și a pus scandalul nostru că nu-i intra pe un curte, e potențe sufundat. Dar nu are 100 de ani. Are copii, tu vrei să copii care stă lângă el acolo. Are ce să ajungi, dar are 100 de ani. Omul are aproape 80 de ani. Nici 80. Nu mai dăm unde. Acum cum e frumos. Dar și nu e normal. Dar avem o rugare să ne spun să poți să vei. Atunci stai cu noi, poți să spun, dar să ții de la pași în casă. Păi ce faci? Să-ți mulgă curenile și să plateze flori pe marginea Dușanțului, pe deschiderea ceoare, fiecare gospodărie, la drumul județean. Se interzice execuția de lucrări în zona drumurilor și a spațiilor verzi, ce aparțin domeniul public și privat la Comunei Cașă, fără avizul eliberat de primărie. Persoanele fizice sau juridice care au executat lucrările aplasate pe domeniul public sau privat la Comunei Cașă, cu avizul primăriei, au obligație să aducă la forma inițială zonele afectate în termenul prevăzut de lege. Se interzice crearea de obstacole, depozitarea de materiale, obiecte sau alte produse pe drumurile publice. Se interzice degradarea totală sau parțială a platformei drumurilor, trotuarelor, șanțurilor, podurilor, podeților, anexelor, drumurilor cu stâlpi indicatoare de circulație, parcaj în fie. Să finalizeze măsurile începute pe baza autorizatului eliberate de primar, în condiții și termenele stabilite de acestea. Instituțiile publice, agenții economice și celelalte persoane juridice au obligat să se întreține în stare corespunzătoare imobilele pe care își desfășoară activitatea prin efectuarea de lucrări de reparație, amenajări și alte lucrări specifice. Să depoziteze corespunzător rezidurile, menajere, industriale, agricole, precum și materialele de folosite. Să respecte măsurile stabilite de Consiliul Local al Comunei Cașă pentru asigurarea igienei publice și curățenia în localitate. Să asigură curățarea mijloacelor de transport și a utilajelor la intrarea pe drumuri publice. Păi ați văzut că este cu traforul pe câmp, măcar dacă avea un nivel la el, care este un nivel în trafor, ar da noroiul acolo. Nu dă, este pe asfalt, face urmat în noroi, plouă, să face un fel de măscă și
produc accidente. Și poate să producă accidente chiar și cu omul venit cu viteză, nu știe că porțiunea care a stat este afectată de noroi și se pot da putem avea și victime, poate chiar și decizi în cauza asta. Și nu e în regulă. În alte sate, poliția le dă amendă, urmărește ei de treaba. Noi, da, și noi am... Chiar noi, aceasta, acum, toată asta o să și postăm, o să și dăm la cunoștință. Nu trebuie să ajungem la extrem, la sancțiuni, pentru a intra în normalitate. La conștientizare și o să te leagă de bună voie. Asta fi și noi, ca tăși în Germania, nu? Nu trebuie să poți să încep la urmă. Oamenii să fie informați. Băi, e informat, dacă tu nu poți să fie amendat cu 2000 de lei. E, iar că ai și cu generos, nu mă luat raport, ca și nu știu cât, anunță poliția, noi dăm hotărârea oricări. Cum vor hotărâre peste locală, crevete de sancțiuni până la 2000 de lei și dă 2000 de lei amendă. Nu trebuie să ajungem să dăm amendă. Trebuie să fie informați cu conștiința sancționată dacă nu respectă acest și la noi e ceva normal. Nu e ceva normal. Să încheie contractul de pe luare, transport și neutralizare a deziduilor, menajere cu societatea fabricare. La noi, în cazul că este taxă specială. Contractele vor fi încheiate în mod distinct, atât pentru sediile sociale, aici la societăți, și pentru celelalte sedii secundare. Agenți, puncte de lucru sau de asemenea sedii, aflate pe raza la OATK. Persoanele autorizate pentru desfășurarea activității comerciale în chioșcuri, tonete, terase, au obligație de a menține curățenia în zona lor de activitate și în locul de depozitare a materialului în curțile de primare și pe celălalt teren pe care dețin precum și pe căile de acces. Să asigure igiena în imobilile și cincitele deținute sub orice formă, prin activități de curățare, dezinsecție și de reatizare. Se interzice comerțul stradal de pe marginea drumului și din fața caselor, acesta realizându-se în locuri speciale. Se interzice mutarea băncilor, tonetelor și altul bun de forțe publică de la locurile unde sunt așezate. Mi-a trebuit că am mutat băncii aici în centru și au venit băieții și le-au smurs în beton de acolo și le-au mutat cum au vrut ei, să stea față în față, să stea în jur. Deci nu e nevoie. Plus că au mai ieșit pe car. Acum nu suntem noi cei mai răi, că am văzut și în Onești și am analizat un parc. Aia sunt mele că noi seama. Dar trebuie să ne bucurăm că suntem mai puțin răi ca alții. Trebuie să ne bucurăm că nu suntem așa cum trebuie. Și practic cine fac? Copiii de 16 ani, 17 ani, am și aflat. Am luat legătura cu părinții și atât. Ei, dar acum sunt, o să fie amenzi pentru asta. Și vor fi amenzi dați cine? Părinții. Tuturor legal, care are copii, n-are părinți. Asta e. Păi nu putem, noi se cheltuie și bani. Și pe la urmă se cheltuie și bani cu banul public, nu? Și vine cu o zonă, în banul nu se face. Nu știu că se face cu banii, nu știu ce colectează de la casă, dar se colectează, sau nu, cât nu se face. Dar povestea este că sunt bani publici, care vin. Dă că vin de la Guvernul României, în sume de echilibrare, dar tot la societății comerciale de casă, tot la cei care muncesc, vreau să comunicați, la locuri de comunicați, adică s-a adunat acolo, în putere și bani publici. Și noi să cheltuim, să facem frumos, să vină altul și destul. Îmi vorbuiesc, nu mai zic, acum i-a rupt și nasul preotul de lea, la statui. Deci s-a ajuns, a dat cu alăvit cu piatra în bus și i-a trecut și cu ce a greșit busul acolo, cu ce l-a împiedicat cu el, cu ce a dat cu capul. Vreau să dăie capul chiar zis la voi, dați cu capul până mai puteți. Și dacă îi spargeți capul la statui cu capul vostru, vă și primiez. Păi, nu, acum, dar am lăsat de vorba. Dați cu capul, da. Nu, vedeți, că poți mai tare ca busul la adăpea? Deci nu se poate. Plus că mizeria fac părți în cimitir și îl depozitează în părpunez. Deci e inaccesibil așa ceva. Deci în cimitir, dacă acolo unii mizeri ca și îl depozitează în părpunez. Deci nu se poate, dar nu cu zrașul, cu preotul. Asta trebuie să și doar, domnule, vă dăm un contare, dar 2000 mari, vă spuneți bunul acolo. Acum o să vedeți că au obligat și cei care administrează cimitirii să gospodărească privind deșeuri. Ei, Romprescu, care zic cu noi, plătească și dânsi taxă. Asta e, ce-ți faci? Cum plătim și noi taxa acasă, îți plătești o cetăță comercială taxă? Și acolo, da, îți plătești. Să sponsorizează, nu știu, ăștia, trebuiași, dau bani fiecare, sunt eu, ar trebui să care au locul de veci acolo și se ridică cu noi. Dar nu se poate la ieși în lucrul ăsta. Deci, după aceea, să întâmplă Marea Pașu, de trei ori s-a ridicat cu noi, din dacă nu duci la până la urmă, vine DTP-ul și în două amenzi nu-i vedem. Îi luăm duci la pentru copii. Nu se pun în mână, doare sau alte, nu sunt și pe deci, ce vorbim? Nu e nimic răutăcios. Nici cu biserica, nici cu oameni, nici cu nimic, nimic nu are nimic cu nimic. Dar trebuie să intrăm în normalitate. Dacă suntem ceva, nimeni nu-i cunoaște ca zic voi. Dar acolo tot îți zic că eu n-am dus, eu am dus, nu trebuie. Eu am dus acasă, s-au dus și nu știu unde am dus. Dar, în schimb, sajul de gunoaie ne păstrează lângă poarta acolo. Intri pe părpunez, dai un trasul de sajul de gunoaie în cimitir. Deci nu e
normal. Vreți să ne inveți, să mutați o cameră acolo. Nu e normal. Și cum să rezolvă asta? Situația face. Acum vă ținesc că o să poate și în hotărârea asta. Că au obligat cei care ne înseamnă. Că cine a trebuit să pună, nu îi noi suntem anunțat. Nu poți să vă nu primar comunica așa. Vizierii cine sunt instituții se face în față în statul român. Instituțiile o face. Cel care lucrează preotul, noi îl ajutăm. Și o să-i dăm, tomberăm, unul, două, că mai avem. Nu le dăm tot. Le dăm în gestiune cu sodii, cu ce de bani, se dai primit. În gestiune. Îi folosește și restul cu intră cu noi, mă privește. El om, restul, face contract cu mamă și considerăm că cea nu contract cu restul, îi ridic cu noi la săptămâna, la luna, cât umbli tomberonul și plătesc și ei. Am și primit hârtii de la Romprest, datorită faptul că mulți operatori economici nu dau cu noi și refuz să plătească, că îi dau mereu la și primar, să le facă și le facem și noi științări, la rândul nostru că avem obligația și ei științări. Domnule, plătesc sau așa mai departe. Nu ne spui chiar și că cimitirii și biserici, ca obligație. Și școala, plătește contractul Romprest, primăria ne dăm bani la Romprest. Să nu crezi că noi tot plătești și lucrează, nu. Și mai mult la noi este ce, hârtii, ca un chestiune genul ăsta, se depozitează spate, vine și ne ridic și plătim. Cel mai rău se depozită, avem de la colectare cu coșul de stradare. Aici e problema asta. Să zicem, cu coșul de stradare, n-ai poți să-i pui cetățeanul. Până impozitul care se plătește de el, așa face și noi un beneficiu locuitor comun, îi plătim la coșul de stradare, cu noi și în oraș nu plătește cetățeanul. Tot acolo ia să fie cu asociația, cu nu știu ce. Dar nu are important. Asta nu e problemă că corectăm. Și-l dăm. Dar nu la cimitir. La urmă, e un loc de veci, este atât. Și eu am loc de veci în cimitir, părinții mei. Ne facem plățeni, ne strângem florile, ducem la colectarea unui dus. De exemplu, la biserică, am avut discuții cu părinții și nu avem probleme. Avea și probleme că n-aveam țar cu aici. Când era platformă. Că erau și puneau în tobiroare. A dispărut platforma. Unde este după noi? Este după noi în fața bisericii? Nu. Asta ce plățeni? Nu. Și îl duce părinții, îl dă la un prieten, nu spun că. Dar nu este după noi, nu ne deranjează. Când dincolo, sau din partea cimitir. Nu văd, vin din la biserica Dădătului, la cimitir și în stânga, lângă poartă, dai cu mine, iar număr mandă cum mai. Deci nu sunt poate. Deci fie că tu la ce? Nu sunt mai poate. Deci nu vreau să propun acum că sunt și primat, s-a pus undeva, s-a auzit preotul sau preotul și tu supără voi de primarul. Nu! E un lucru normal, n-au zis supri preotul. Trebuie să fac și ei să organizeze acolo, să gospodărească în așa fel, că vă spun că pe mine sau pe dumneavoastră poate ia și mai puțin în populație. Dacă preotul îi spune, băi, fraților, strânge bani, faci, dăm, vă spun că nu iată chestia de la aia, în orașul care e acolo, să sprijini sau cei care au mărbini. Să vedem că v-a zis că există, deja pozi avem. Pozi, dar nu avem. Avem sancțiuni, dar nu avem. Ia să vă contesta instanțul, dar v-au explica contesta. Conștientizarea populației, apoi și dumneavoastră, instituțiile dumneavoastră de a discuta. Ce să discute? Mai ales aici, cu candelele astea, lumânare era ardea. Acum, candelele, dacă nu vii cu sacoșul la biserică, poți să ți-o pui în sacoșă. Nu e ca și cum a fost. Poți, dar nu se pune. Sau... Nu, mai zis să vă spun sau lucruri. Vis-a-vis, noi ca să conștientizăm oamenii ceea ce știi până aici. Cu și anul, cu iarăși mai departe. Acolo eu să fac, conform la o dărâie de astăzi, o informație către preoți, ca obligația ei, că se înălează și ei, nu noi nu putem comanda nici la biserici. Deci eu, primar, mă duc nici la biserici, sunt un înăliaș, mă duc la rugăciune, la ce, pentru ce mă duc eu acolo, pentru asta mă duc. Când mă duc, mă duc, mă rog, nu pentru altceva. Stau o oră, stau suficient, m-am lucrat și am plecat. Și fiecare poate să te iei cu viață. Nu, eu acum nu am nicio putere. Noi, puterea noastră legislativă, a fost ca și primar, să oprești la poarta bisericii. Biserica, mai reprezentată, este instituție separată. Și autorizat de construirii, capelii, ce înseamnă scrasorului, o dă preotul, o dă primarul comunicaș. Că am scandat cu tema asta. Cu capăul, făcea frașul. Și i-am zis și am spus legea. Doamne, nu am nicio responsabilitate, nicio putere cu primarul. Acolo este preotul, el este administratorul, el taie, nu taie sfânt, el face tot ce trebuie acolo, comandă. Dacă te-ai și spus, nu-i așa. Au, ei încă au, mă avem ei consiliul local. Iau consiliul... Parohial. Și au consiliul parohial. Iau decizii în consiliul parohial. Și când construiești ceva, și când faci ceva, ce tu nu-i? Nu că eu am dat telefon și am primit un răspuns și da, dar sunt în rea și mie, dar și ia legătură dumneavoastră. Nu-i bine pus problema așa. Nu-i corect. Nu-i corect. Dacă o punem așa, pot să pun și eu frână. Deci răspuns, cu săptămâna mare a Paștului, cu tot firea Domnului,
domn primar, iară cum ai spus. Și am sunat. Șef. Și mi s-a făcut să-i nu și mie, dar și la nimeni de bani. Dar ea de noriași după ce cumpără și oră. Dar acum am văzut unul pe partea asta, hai să facem un pic de lume. Mei, o parte de ei, cum scoți, sunt de 4-4 ani. Și nu știu, 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 nu fiindcă tot suntem la discuția asta, am avut ocazia în Germania. Am vizitat un cimitir, în sâmbătă. Avea o aripă frumoasă, cu lopată, cu hârles, cu absolut tot, cu stropitoare, cu tot, te duceai, îți luai obiectul, îți făceai treaba, bine, să plăteau anumită taxă, îți punea la dispoziție apa, absolut tot, și îți făceai treaba, le lăsai acolo și plecai. Și la noi la fel. Să trecem mai departe. Este interesat aruncarea în altă parte decât un loc stabilit de primărie, a listelor de obiecte sau ambalaje care au rezultat, care au rezultat crearea aspectului de evidere în localitate. Se interzice lipirea anunțurilor publicitare de orice fel, în alte locuri decât cele stabilite prin afișat, cu excepție în campanie electorală. Și atunci s-a modificat legea electorală și nu avem voie. Nu mai e voie nicio. Este interzisă abandonarea de domeniul public a mașinilor cărăsăriilor sau părților de autovehicule, precum și alte materiale ce nu sunt de folos în gospodării de locuitori. Se interzice repararea și întreținerea autovehiculilor, inclusiv schimbul de ulei în zone, decât cele special menajate în acest scop. La stabilirea plasamentelor cărților de locuit, se vor preciza și aplasamentele următoare dotări tehnico-editare. La scopul destinat prin depozitarea recipientului de colectare selectivă a deșeurilor, menajere, care vor fi amenajate la distanță de minim 10 metri de ferestrele locuinților, vor fi împrejmuite impermeabilizate cu asigurarea unor paze de scurgere și vor fi prevăzute cu sistem de spălare și sifon de scurgere și acordat la canalizare. Vor fi dimensionate pe baza indicilor maxim de producerea gunoiului și a ritmului de evacuare și a acestuia și vor fi întreținute în permanență în stare de curățenie. Platformele pot fi luate cu instalații pentru bătut covare. 33. Spații amenajate pentru cărarea și parcarea autovehiculelor populației din zona respectivă, situate la distanță de minim 5 metri, de ferestrele care nu de locuit. În aceste spații este interzisă cărarea autovehiculelor de mare tonaj, precum și autovehiculelor de peste 3,5 tone, autobuzilor, remorcilor, precum și realizarea activităților de reparație și întreținerea autovehiculelor. Știți că putem face și noi în lucrurile, cu mâna noastră, astfel de spații amenajate pentru parcări. În zonele unde au fost închise două cetățeni. Alea punturile care au închise, care au zis că sunt la urmă mai, care nu sunt al lor, alea se pot, cum am zis, cadastrate în cadastră, un proiect de consiliu local, fi trecut din domeniul public sau privat, se pot construi două parcări. Ca să nu mă știe un mașinat în fața porții. Se pot construi. Sunt, și avem în cap în toată comună, sunt locuri unde îi permite relieful și zona, unde se poate construi parcări. Se interzice cutreșterea cu animale în curbe sau cireți, trecut și la păstarea animalului și păstrând în zonă publice. Tăierea prencilor care implică bună funcționarea cablurilor și instalațiilor electrice, TV și telecomunicații se pot efectua numai de cei afectați. Se interzice curățarea sau spălarea rufilor de asta vacunilor, vehiculilor și a altor obiective la fântâni, publice sau în apa părântul ca și șculița. Fântâna trebuie aplasată și construită astfel încât să fie protejată de orice sursă de poluare, se asigură accesibilitatea consumatorilor. Amplasarea fântânii se fac la cel puțin 10 metri de orice sursă posibilă de poluare, latrină, graș, cotiețe, depozite, deșeuri menajere sau industriale, la forme individuale de colectare a gunoiului de graș. Adâncimea stratului de apă folosit nu trebuie să fie mai mic de 6 metri. Pereții fântânii trebuie astfel amenajate încât să prevină orice contaminare exterioare, ei vor fi construiți din material rezistent și impermeabil, ciment, cărămidă sau piață, tuburi din beton. Pereții fântânii trebuie prevăzuți cu ghizurile vor avea înălțime de 70-100 de centimetri deasupra solului și 60 cm sub nivelul acestuia. Ghizurile se construiesc din materiale rezistente, impermeabile, iar articularea cu pereții fântânii trebuie făcută în mod etaj,
Fântâna trebuie să aibă capac, iar deasupra ei un acoperiș care se protejeze împotriva precipitațiilor atmosferice. Scoaterea apei din fântână trebuie să se facă pentru un sistem care să împiedice poluarea ei, căleata proprie sau compact. În jurul fântânii trebuie să existe o zonă de protecție de 1,5 metri, amenajată în pantă, cimentată sau pavată, impermeabilizată contra infiltraților și împrejmuită pentru prevenirea accesului animalelor. Dezinfecția fântânii se face cu substanțe dezinfectante care au aviz autorizație emise de Comisia Națională pentru Produse Biocide. Calitatea apei după dezinfecție trebuie să corespundă condițiilor de calitate prevăzute de legislația în vigoare. Articolul 3. Puterea comunica și precum și celălalt cetățeni sunt obligați să nu fungeze în țări publice, bibliotecă, cămin cultural, magazine, chioșcuri, alimentare și în alte locuri similare, în urmă de sinteziz, seliul primăriei, propunerea de aici și aici. Este interzisă care cerșetoria, atât pe locul localnic, cât și pentru cei din alte localități. Să aibă un comportament civilizat în țări de spectacol, discotecă, club și în alte locuri publice. Să nu mai lezeze banele de la rețeaua de alimentare cu apă, să nu efectueze intervenții la tablourile electrice de eliminat public, cu excepția persoanelor autorizate în acest sens. Adăposturi de animale de cel mult 2 capete de cabaline, 5 capete de bovine, 5 ovine sau capline, 5 capete de porcine și cel mult 50 de păsări, se amplasează la cel puțin 10 metri de cea mai apropiată locuință vecinată și se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului și risc pentru sănătatea vecinilor, cu obligația respectării consultării biosecuritate sau disconfort, adică mirosul care vine. În căsătorile unde nu sunt asigurate raportul de apă curentă și canalizare, un sistem centralizat de distribuție, adăposturile pentru creșterea animalelor, în cursurile persoanelor particulare, de cel mult 6 capete, din total bovine, capete, porcine, bovine, cabaline și cel mult 50 de păsări, se amplasează la cel puțin 10 metri, pentru că această defectă. Să nu distrugă gardurile care împrejmuiesc cărțile cetățenilor sau care aparțin domeniul public sau privat al comunei sau parohiile locale. Să aibă un comportament civilizat față de angajații autorității administrației publice locale și potriciții primarului abilitați să dispună aplicarea măsurilor prevăzute cu prezenta hotărâri. Să nu primească să staționeze sau să parcheze autovehicule pe trotuare, în curbe, la întâmplare, în așa fel încât să pregătesc siguranța circulației și integritatea pe tonul. Dar nu se practică. Poarta mea e drumul meu. Cam așa la mine acasă. Dacă sunt de pare drumul, o să-i scrie primăria, când sunt fiar după afeu, poate dar în poarta lui, nu e, nici copiii că la locuiesc și face. În poarta lui e poarta lui, dar trebuie să potențiem populația că ei sunt proprietari de la gardul interior. Nu știu nici pe lui. Acolo sunt ei proprietari toți. Nu știu nu ce înseamnă domeniul public. Să aibă un grup atent cu așa, am zis, da? Materialele folosite în construcția, finanțarea și dotarea locuinților se aleg astfel încât să nu poluieze aerul interior și asigură izolarea electrică și a pozitivă corespunzătoare. Deșeurile acestea sunt dotate la locul de producere, în compartimente reciclabile și nereciclabile și se colectează selectiv cu recipiente specifice, inscripționate și amplasate în locuri pe cele amenajate astăzi. Aici e vorba de șătricoase, sărim peste toate astea, deșeuri zootehnice. La deșeuri zootehnice, ca aici ne izbim de asta, rezultatele din amenajești în gospodării particulare, care nu se asimilează cu fermele zootehnice, se colectează pe transformă de colectare, impermeabilizate, aplasate la cel puțin 10 metri, de ferințe locuinților. Utilizarea pesticidului în combaterea artropodilor și rozătoarelor, vectoare de maladii, transmisibile și sau generatoare de disconfort, se va face în așa fel încât să nu fie afectată starea de sănătate a populației prin efectul toxic acestor produse. Arendașii generali care fac un sistem extensiv, intensiv arendașii, au obligat să anunțe când au cu herbicid, ce conțin pentru agricultori. Că aici e o problemă. Eu dau cu herbicid, stupina este în apropiere și se trezim cu mor al meu. Și au obligația cu 5 zile înainte de a aplica herbicidul respectiv să anunțe primăria, iar primăria, când cu partidul agricol, anunță proprietarii de copii. Dacă vine unul cu o supină pastoral, este anunțat ăla, care are cei care au supină cu au voie sau pastoral și tot ce e în România. Și ești obligat ca și în care să se accepte, se primește. Dar și el are obligația să vină la primărie? Să anunțe. Da. Dacă el nu a anunțat la primărie și îți dă și noi nu știu de existența lui, este sănătos. Dacă cei care avem voi, cu alte evidențe care sunt, la puterea comunica și nu ești obligat, cum să era inevitabil. Norme de igienă pentru unitățile de folosință publică. Aici o să împiedicată de privești cu noi și școala, da? Norme de igienă privind administrarea cimitirilor.
în urmare, transportul și destinarea cadavrelor umane. Înhumările și reînhumările se fac numai în cimitirile autorizate sanitare. Cimitirile vor fi îngrijite cu gard și cu o perdea de aruncă. Între mormintele și gardul cimitirului va fi lăsată o zonă liberă de 3 metri. Articolul 1, ceea ce nu este și nimeni nu se mai poate face nimic, fiindcă el s-a făcut acum 50 de ani. Este obligatoriu înhumarea și incinerarea persoanelor decedate. Este interzisă expunerea persoanelor decedate în incinta cimitirilor cu accesul direct al publicului, cu excepția celor care dețin o încăpere specială, având această destinație. În urmare, persoanele decedate se face numai pe baza certificatului de deces, eliberat de autoritățile publice locale. În cazul persoanelor decedate în alte localități decât aceea în care urmează să aibă loc urmarea, aceasta se face pe baza avizului sanitar de urmare, transport care se eliberează de către direcția de sănătate publică teritorială. În locurile de urmare, neamenajate cu cripte, urmare se va face la o adâncime de minim 2 metri. Desumarea persoanelor decedate se poate face numai după 7 ani de la data înhumării, iar în cazurile excepționale pe baza avizului sanitar sau de la procuratură sau instanță de judecătorești. Nu știu când există dubii de asupra decesului, să vine cu la procuratură cu documente. Transportul persoanelor decedate, vederea înhumării în aceeași sau în altă locație se face numai cu vehicule mortuare, special amenajate cu respectarea normelor sanitare în vigoare. Atunci cum o să prima, se face cu cei de la... Nu dau unde faci în legal, de la aceste societăți care fac institutul serviciu mortuare. Efectuarea transportului în afara țării se va face, se va asigura cu respectarea normelor din Convenția Internaționale pe baza pașaportului de transport cadavre umane legat de Direcția de Sănătate Publică Teritorială. Desfințarea și schimbarea destinației unui cimitir se face numai după 30 de ani de la ultima urmare și după strămutarea tuturor semintelor, iar înainte de acest termen cu avizul Direcției de Sănătate Publică Teritorială. Colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor menajere în comuna Cașa. Deșeurile sunt parte din materii prime, materiale sau produse care rămân în urma unor procese sau alte activități umane, menaj, comerț, crește animale. Persoanele fizice sau juridice, producătoare de deșeuri, cu excepția celor cu regim special, au următoarele obligații. Să mențină starea de păstrare în spațiu destinat depozitării deșeurilor, fiind interzisă aruncarea lor în alte locuri din domeniul public. Să transporte, să depună gunoaie și deșeuri selective la platforme special amenajate. Se interzice persoanele fizice sau juridice aruncarea gunoaielor în albia pe loc purgătoare sau pe marginea drumului. Persoanele fizice sau juridice, din a cărui activități de rezultă deșeuri, de recurs au obligația de a depozita la locul special amenajat primăria Cașa. Agenții economici și producători de deșeuri publice, pentru care nu există tehnologii de neutralizare pe plan local, au obligația de a-și amenaja platforme speciale de depozitare, având avizul organului de plătire primăriei Cașa. Deci, după să bărăm la lume buși care e la lume, să știți că e în părțimii leșii de scurt. Este acest. Așa cum zice, băi, nebuși cu tot mult. Deci, el se depozitează undeva, sau să arti, o știu, în cărțirea locuinții, și mai departe. Deci, bărăm la lume buși, nu e trebuie să bărăm. Norme privind desfășurarea activității de comerț. În vederea... Hai să trecem aici. Privind cei care au activități speciale, o să îi înștiințăm cu ei. Mă sunt privind condiția mea din comuna Cașin. Aici, răspunzătorul, cel care sunt cum doamna viceprimar, mai zic condiții pentru asta, o să... Da? Așa, o să trec cu terminatul. Și mai avem aici, o să vă citesc numai ăsta. Unde vă interesează cu noi toți și o să aveți și noastră interpelări la cetățenii privind asta. Este interzis pășunatul animalelor domestice, pe terenul din fondul forestier și pe terenul vegetației forestiere din zona dealul Stării și Lata, pădure comunală și pădure particulară, aflată în preajma administrativă a comunei Cașa, fără aprobare legală sau contrară a criteriilor legii 31. Proprietarii sau deținătorii terenului limitrofe, drumurile lor de rețele de transport, au obligația la întreținerea zonelor de protecție acestea. De asemenea, este interzisă scurgerea de ejecții sau ape, cazul în care se fac trufe sau alte obiecte în zona și drumurile dintr-o locuință. Și este la fel interzis și pe terenul privat. Aici intervine o problemă cu privatul. Privatul, conform Constituției României și legilor în vigoare, are, exact cum îi asigură Constituția României, dreptul la proprietate, are obligația și el, și legea penală sau, sau cea civilă, îi asigură sprijin la proprietate. Dar pentru a-și îngriji proprietatea și a prea proprietatea, îi sancționează lui. Deci nu a păzit local Cașa. Păzit local Cașa nu are obligația sau sarcina, dar păzit terenul oamenilor. Vine unul și paște lui terenul.
Normal, pe legii ce spune legea, legiuitorul, când intri și penal. Ai avut terenul împrejmuit sau cu semn invizibil, deodat, ca cel, ca să nu vină. Că, ca să, da, vorbim de o supărare de posesie, unde intri în lauza penalului, când vine cel care face achita penală, asta avem. Este gard, a intrat apoi cum poartă omul și în terenul lui. Este marcat, fizic, este penal, penal. Unde nu este gard și terenul unul după altul și părți invizibil semn deodat, ăla care trec cu culturile, numai trebuie prins în flagrant. Ce sens? Comisie formată de poliție. În cazul primăriei, niște specialiști, da? Să mergi în teren, că am spus că locul genul ăsta, în anii, eram viceprimar, nu mai țineți, sau primar, și l-ai prins. Atunci, comisia a fost pe terenul Zbârcea. Zbârcea e lucrător de terenul meu. Ce cauți tu aici? Ai concesiuni, ai arendare, n-ai nimic. Și atunci se iau sancțiuni asupra individului respectiv. Oamenii săraci se adevărau dupta, domnul îi plătesc impozul la primărie cu teren. Așa este. Dar nu, impozul dacă îți plătești, plătești cu propunul fiscal, procedură. Dar nu are complicații primăria de a asigura baza terenului. Ce spune legea și aici nu la un articol? Nu spun articolul, că nu la mă știu, nu știu, ca să nu greșesc, nu mă zic, dar spune în felul următor. Fiecare cetățean are obligația de a-și păzi terenul sau să asocieze între ei, dacă sunt mai mulți, și să pună un jitar. Așa scrie legea. Jitar înseamnă bani din Dâncău. Care va fi plătit în bani sau în natură. Deci când acolo, la scritul la recortat, fiindcă omul acolo. Păi, la recortul. Vă pun niciun gând. Trebuie să spun la oameni, sunt supărat, domnule, primăria nu ne ajută, primarul, viceprimarul, cu nu știu, cu ce nu, ce putem face noi? Și noi, vedeți, că avem cu niște legi pe care funcționăm și putem să facem nimic noi abuz în serviciul care avem. Să trecem la răspundere și sancțiuni. Încălcarea prevederilor la prezentul hotărâri atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală pe casă. Consider contravenții încălcarea următoarele prevederi. Obligația persoanei fizice și juridice de solicitarea avizului, acordului și autorizației de mediu. Obligația efectuării evaluării impactului asupra mediului. Obligațiile proprietarilor și deținătorilor de teren, cu orice titlu sau fără titlu, de a întreține și extinde perdele de, și aliniamentele de protecție, spațiile verzi, parcurilor, gardurile vii pentru îmbunătățirea capacității de regenerare a atmosferei, protecția fonică și oilea. Obligația obligatorului de teren, cu orice titlu, de a preveni deteriorarea calității solului, asigurarea la plasarea, proiectarea, construirea și punerea funcției a obiectivelor de oricare fel, ca și la schimbarea destinației terenului, a condițiilor prevăzute în acord și în autorizația de mediu, de a nu arde miliciile, tufuri, tufărișilor sau vegetația erboasă, fără autorizație din partea autorității competente de protecția mediului. Explicați de proprietate, poți să faci cu cine putere în tot. Și atenție, vă spun ceva să nu trăbiți mai departe. Cei care plantează, vor să facă livezi, livezi de nuci, să aibă autorizație la Agenția Agricultură. Cam este foarte mare. Om face un lucru bun, că plantează, face o livadă, instituie o livadă. Dacă nu ai autorizație de la cei de la Agenția Agricultură, dacă vor pica la control, sau vor face greșeala, să folosiți fondul pentru livadă, și atunci ăștia îl gestionează. Ușor, și vine, amenea este foarte mare. E legea lucrului. Fie că este legea nu. Nu cu, trebuie să ai autorizație, nu cu puietul. Trebuie să vină într-o căpenieră, autorizat, să ai fiind sanitar. Că nu cu, este cu totul nu știi cu ori. Deci nu am venit cu puietul la domnul, mi-a dat în grădina lui 5, la 5, la 10, mi-a făcut livadă. Deci atenție, că este, că îi plantează ei răzdeț în curtea, mi-a zis, nu, e altceva, nu-i livadă. Când e vorba de pom răzdeț, aia se plantează în altă parte. Dar la livadă, atenție foarte mare, este cât de mare fie ea, 500 metri pătrați, 2000 de metri pătrați, 2000, 3000, 10000, deci nu-i de joacă. Am zis foarte mare. Dacă nu prezinti documente pe puiet, și n-ai nimic prezinti documente. Cum nu știi, că dacă să nu-și atenția mea pentru aviz, le spun. Puiet, minte, stece, sunt la care. Da. Bine, cine este interesat? Cine este interesat? Nu poate să fie cu legea, nu trebuie să fie legea, nu cu castanul, nu au o lege specială, cu legea. Așa, cu am să vedeți și de-aia faci ca să transmiți pe departe. Bun, este la urmă aici. Obligația de cetățenilor după ce titlu ai pădurilor, ai vizitații păstire și ai pajiștilor, referitoare la exploatarea instituției pădurii, fondul cinegetic și piscicol, în limitele potențiale de regenerare. Obligația autorității administrației publice locale, de a iniția proiecte de amenajare, lucruri igienico-sanitare și de întreținere și dezvoltarea canalizării stradale, precum și ale persoanelor fizice și juridice. După caz care administrează domeniul public, de a lua măsurile de întreținere și ameliorare,
a fondului pensiagistic natural și antropic al... Știu cum ați făcut și eu mă văzut când vă citesc. Dar zic că ar fi remerit, măcar să mă renunce. Așa, prefacerea pensiagistică și ecologică a acestora și dezvoltarea spațiului drept. Obligațiile autorităților administrației publice locale privind supravegherea aplicării prevederilor planului de urbanism și amenajarea teritoriului, supravegherea agenților economici din subordine, prevenirea eliminării accidentelor de poluanți sau depozitării necontrolate de deșeuri și dezvoltarea sistemelor de colectare a deșeurilor refolosibile. Obligațiile autorităților publice locale de a comunica autorități centrale pentru protecția mediului, respectiv agențiilor teritoriale, toate informațiile solicitate. Obligația autorităților acestor petrumări, să trecem mai departe, obligația persoanelor fizice și juridice de a asigura măsuri și dotări speciale pentru izolarea și protecția fonică a surselor generatoare de zgomot și vibrații. Obligația persoanelor fizice și juridice de a deversa în apele de suprafață sau subterane ape uzate pe caloriei menajer. Obligația persoanelor fizice și juridice de a nu produce poluarea apelor de suprafață prin spălarea de obiecte produse, ambalaje materiale. Obligațiile persoanelor fizice și juridice prevăzute în prezenta hotărâre, contravenții menționate la articolul 1, se sancționează conform OUG 195/2005 privind protecția mediului și a celorlalte acte normative în vigoare. Constatarea contravenților și aplicarea mediului se face de personalul împotrivit din cadrul autorității publice centrale și teritoriale pentru protecția mediului, precum și din cadrul autorității administrației publice locale de către ofițerii de poliție. Deci, urma autorității administrației publice locale, dau o poliție cu care voi împotrivi. Asta două persoane apar în cadrul primăriei care poate să aplice amenzi pentru asemenea fapte contravenționale. Sancțiunile contravenționale sunt principale și complementare. Sancțiunile contravenționale principale sunt avertismentul, deci poate da avertisment. Și OG2 care prevede și reglementează amenzile, polițistul ne oprește, amenzi fuga. Ne-o dă viteză. El nimeni nu-l sancționează în șeștiu, dar prin tău avertisment. Dar s-a costat să fie la prima parte. Dar ei, ca să facă planul la amenzi, la amenzi, nu. Eu îmi zic că și eu sunt de trafic ca și dumneavoastră. Tot la pertinent și sunt aici, să pune în lege. Nu faci nicio ilegalitate. Și că asta e problema mea, cu votul lucru. Da, așa e. Vedeți vede prost. Depinde, dacă ai uitat la poate să vede mentim. Dacă ai uitat la vedea de la lucruri. Amendul contravențional, obligarea contravenientului la testarea unei activități în folosul comunității. Închisoare contravențională, dacă există constituționul contravenientului și aplicarea sancțiunii prevăzută la litera C, sancțiunile contravenționale complementare sunt confiscarea bunurilor destinate folosite sau prezentate din contravenție, suspendarea sau anularea după caz la adiții acordului sau autorizații de exercitare a unei activități, închiderea unității, blocarea contului bancar, suspendarea activității agentului economic, retragerea licenței sau avizului pentru anumite operațiuni ori pentru activități de comerț exterior, temporar sau definitiv, desfințarea lucrărilor și aducerea terenului în starea inițială. Minorul sub 14 ani nu răspunde contravențional. Părinți. Pentru contravenții sfârșite de minori care au împlinit 14 ani, minimul și maximul amenzii stabilite în actul normativ pentru faza sfârșită se reduc la jumătate. Iau un avantaj deci. Împotriva procesului verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de a data amânării sau comunicării acestei. Constituie contravenție, următoare fapte, dacă nu au fost sfârșite astfel încât condiții potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni și se sancționează cu amendă după cum urmează. Constituie contravenție se sancționează cu amenzi de la 500 de lei la 1000 de lei pentru persoanele fizice și de la 1000 de lei la 2500 de lei pentru persoanele juridice următoare fapte. Neîntreținerea curățenii și igienii la sedi firme, în locuințe, în anexele gospodărești, în curți și în grădini, precum și la alte terenuri pe care dețin, împiedicând prin acesta convențiunea cu posibilitate a colocatorilor sau vecinilor. Asta nu se ia să spun, bă, curtea mea așa, și grădina fac și eu. Faci tu ce vrei, grădina ta. Dacă te pozitezi la ultima zilea care îi creați disconfortul domnul Dragomir, el vine la primării, pune petiții și amende la 500 la 1000 de lei. Avertisment în prima fază, ca masă, procedura și termen de intrare în normalitate. Și până dacă nu se conformează, este amende la 500 la 1000 de lei. Când mulți așa zic, în curte mea fac ce vreau. Deci acum a rămas că avem cazul social și cu copilul. Eu am făcut copilul omul. Bă, stai, nu-i... L-ai făcut un omul. L-ai făcut că cazul Dumnezeu. Și animale se-i produc. Dar nu ai drept de viață și moarte ca copilul sau... Ai drept de educație, de educație tot. Dar a rămas încă de mine așa, de când, știți că eu, bă. În așa, că eu... Sau în curtea mea, ca să mea fac ce vreau.
de asigurarea confidenței a lucrării de zugrăvire, construirea părților exterioare, ale clădirilor, nelocuirea șgheapurilor și burlanilor degradate, precum și neexplicarea unor lucrări de reparație și întreținere la fațada imobililor, creând astfel un aspect inestetic zonei respective. Neîntreținerea părăției pe trotuarele aferente imobililor, a locului de parcare pe care deții sau folosesc. Arderea de resturi vegetale și menajere sau de altă natură în curți, pe străzi, pe terenul aparținând domeniului public sau privat al statului, cât și pe terenul proprietate privată. Comercializarea și consumul semințelor pe străzi sau în alte locuri publice. Necurățirea zăpezii și vieții, imediat după depunerea sa, până la ora 10 dimineața, de pe trotuarele și riboli din fața imobililor, pe care dețin sau administrează. Ferească-le doar cu de asta. Nu le face, dar trece cineva și fie și lupii picior. Sau cade o ciorciune. E direct răspunzător ăla, că are fața porții de acolo, trotuar. Și atunci nu-i bine. Vă spun sincer cum e bine, că dacă ăla dă de casă cu proprietar și are și hotărârea asta, se lasă greu cu proprietar. Deci, oricum o să faci niște anunțuri simplificate, adică rezumat. Ca să poată fi citit, cred că o să pus postul local, să vadă tot ce putea. Zăpada sau gheața, rezultatul este depozitează la o distanță în 0,30 de bordura carosabilului, în cazul formării poliului, trotuarele vor fi preserate cu nisip sau mai buși. De asemenea, acolo unde funcționează societăți cu sociale, obligații prevăzute mai sus revin accesura, pe toată durata funcționării lor. Aruncarea cumoarelor și amuncuri de țigări pe spațiile aparținând domeniul public privat sau publica comunii. Neasigurarea curățeniei permanente și a rigorilor de perimetrul imobililor în care locuiesc sau pe care le folosesc în alt scop. Deci, dacă e rigol fața noi am văzut, mai dau și altceva pe rigol. La apropierea centrală, nu m-am gândit, dar nu? Cineva dă și altceva pe rigol. La canalizare. Vă dați seama că e bucat efect, nu e greu. Aia e rigol pentru apele fluviale, sunt 200 diverse scurte. Și numai, da. Mai sunt. Ne asigurarea curățeniei permanente din boiul de permisul imobilizat. Locarea aliilor pietonale sau părții carosabile, dimontarea unor bariere, vedere, sau pietonale fără acordul comunei cașe. Împrejmuirea sau rezervarea unor suprafețe aparținând domeniului public sau fără autorizare legală, ceea ce ducă mâine. Amenajarea pe terase pe domeniul public fără aprobare sau pe suprafațe mai mari decât cele aprobate. Nesemnalizarea și neprimuirea clădirilor, care nu mai reprezintă siguranță în exploatare. Consiliul contravenție și sancționează cu amendă de la 1.000 de lei, mă crește, la 1.500 de lei pentru persoane fizice și de la 1.500 la 2.500 pentru persoane juridice, următoarele fapte. Aruncarea sau depozitarea pe domeniul public, precum și în alte locuri publice a rezidurilor, menajere și vegetare, a morozului și altor reziduri, a bunurilor materiale de orice fel, ca două puncte. Utilaje, ambalaje, tonete, chioșcuri, mese, construcții metalice, materiale de construcții de orice fel, caroseriile de autovehicule, autovehicule de orice fel, degradate, avariate, dezmembrate, parțial sau total, cu sau fără numere de matriculare. Depozitarea materialului de construcții și montajul celor pentru toare, carosabil, zone, verzi, în vederea executării lucrărilor de construcții sau reparații, se va putea realiza numai după aprobarea solicitării scrise, a plății taxelor legale și emiterea autorizației de către compartimentele de specialitate ale comunei cașe. Caroseriile vehiculului fără număr de matriculare, depozitate pe domeniul public, se vor ridica și transporta de către comuna cașe. Proprietarul va suporta sancțiunea prevăzută de prezentul articol, deși amenda, precum și taxele legale de ocupare a domeniului public. Autovehicule de orice fel degradate, variate, membrate, total sau parțial, cu numere de matriculare matriculate în țară sau autorizate, abandonate pe domeniul public, se vor identifica de către inspectorul din cadrul poliției Cașin sau din aparatul de specialitate ale primarului comunei Cașin, proprietarul va suporta sancțiunea prevăzută de prezentul articol, precum și taxele legale pentru ocuparea domeniului public. Parcarea pe o perioadă mai lungă de 15 zile a autovehiculului avariate sau defecte pe carosabilul străzilor, împiedicând executarea lucrărilor de salvizare. Adică rămâi în pană. La pană aia trebuie să fii un an de acolo. 15 zile, ridici mașina. În pană și domnule, nu mai funcționează. Funcționează, funcționează. E măsură, cu cât și continui transport, auto, să-mi ridică mașina. Expunerea prin împirea afișilor sau anunțuri publicitare, în alte locuri decât panourile de afișat, precum și plinirea pe clădiri sau monumente de cuvinte obscene, lozinci de orice fel, sau desenarea de însemne de orice natură. Distrugerea sau desfigurarea prin ovire sau incendiere a aerocuperilor, poșurilor de hârtie, stradare, băncilor, indicatoare, lucrugați, panouri de afișaj, refugii de călători, piețele din jocuri pentru copii și alte asemenea dotări, aplasează pe domeniul public. Ați văzut că nici poșul au indicatoare le-au sunbat, le-au citit în viață, le-au susținut.
Nu știu, le-am mai zis la domnul Iar, băi, dați cu capul, dați cu capul cu strâng. Nu mă supăr, că eu plătesc indicatorul la vreau să fac. Dar nu, dau cu piciorul, dau, deci nu, nu-i normal. Și cum le-a până acum ar avea sancțiuni. Și s-au aflat anumite persoane. Unii le-au plătit indicatorul, le-au stricat, au plătit la primărie indicatorul. Cât a costat indicatorul proiectului și atât. Dar că poți să-și plătească indicatorul, și să amendezi. Să veți minte, nu? Așa, persoana contravenientă va fi obligată la repararea integrală a prejudiciului cauzat și la amendă. Meținerea de firme sau reclamă de interiorul articole așa pe fața de ușă opreșului mă greu precum și panouri special de afișaj, reclame afișate pe domeniul public. Executarea de reparație auto, mecanice și de tinichigerie pe domeniul public care s-au înlustrăză, parcări, trotuare sau întunezeți, precum și pătarea acestora cu combustibil, lubrifianți, obsede. Atingerea adresului prestigiului sau amenințarea săvârșită împotriva funcționarului public. În potrivit să constate să aplice prevederile prezentei hotărâri, împiedicarea sau orice formă a agentului constatător de către persoane prezente la fața locului de a lua măsuri de sancționare și a contravenientului. Neluarea de către persoane fizice și juridice a măsurilor de împrejmuire și salvezare a terenurilor pe care le țin în calitate de proprietari sau administrator. Expunerea și comercializarea produselor de orice fel pe terenul nu aparțin domeniul public sau privat al comunii, fără a deține autorizații în acest sens. Deservarea, deversarea apei din instalații sanitare sau de canalizare pe străzi, trotuare sau zone vieți, în cazul intervenției la acestea. Deversarea materialelor toxice, inflamabile sau impozite, pe străzi, trotuare sau zone vieți, pe masă de apă obligătoare sau în alte locuri publice, precum și efectuare de lucrări de întreținere sau reparații la vehiculele în aceste locuri, dacă până la aceste produse scurge de combustibil, cu ulei sau alte lichide speciale. O să țin cu toate contravențele ca să vă spun ce trebuie să faceți. Da, Neevacuarea ridică a rezidurilor animaliere colectate în fosa septică, prin astfel disconfort vecinilor, iar fosa septică va fi amplasată la o distanță de 10 metri față de cea mai apropiată locuință. Depozitarea rezidurilor rezultate din creșterea animalelor și păsărilor în alte locuri stabilite decât cele stabilite de comuna Cașin. Pășunatul animalelor de orice fel pe raza comunei Cașin, cu excepția zonelor special amenajate în acest respectiv izlazurile. Circulația animalelor nesupravegheate pe drumul publice, creind astfel un pericol iminent pentru siguranța circulației auto și a pietonilor. Contravenții privind respectarea de către persoane fizice, a normelor privind deținerea, aducerea circulației animalelor în comuna Cașin. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 la 1000 de lei pentru persoane fizice și de la 1000 la 1500 de lei pentru persoane juridice, următoarele fapte. Nevaccinarea anuală contra turbării a câinilor mai mari de 3 luni, necurățirea de către proprietarii câinilor a excrementelor lăsate în locurile publice, lăsarea în libertate pe domeniul public sau privat al comunei Cașin al câinilor de orice fel, împiedicarea prinderii câinilor fără stăpân de către persoane autorizate pe comuna Cașin, organizarea și participarea la lupte de câini se sancționează contravențional, comenzi cuprinsă între 1.000 și 2.500 de lei. Contravenții privind nerespectarea de către agenții economici, instituții și persoane fizice, a normelor privind bura, gospodărire și menținere a esteticii comune. Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 500 la 1000 de lei pentru persoane fizice și de la 1000 la 1500 de lei pentru persoane fizice, cu următoarele fapte. Asigurarea curățirii geamurilor și vitrinelor, neînlocuirea celor sparse, neîntreținerea firmelor și facadelor clădirilor, magazinelor, tonetelor, cioșcurilor unde se desfășoară activitatea. Neamplasarea de către agenție economică a fiecare intrare din stradă, la punctele de lucru sau sediul unde se desfășoară activitatea, unui coș pentru ambalaje și țigări. Procurarea acestora se va face în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. Nepăstrarea curățenii la locurile de depozitare a rezidurilor menajere, nepredarea deșeurilor periculoase, rezultate din activitatea sanitară de stat și particulară, respectiv, spitale, policlinici, cabinete medicale de stat sau private.
Neîncheierea contractului de prestări servicii cu firma de salubritate pentru ridicarea bunului menajer de către Agenția Economiei de Traza Comunei cu operatorul de transport. Agenția Comunei sunt obligați să-și procure containere pentru depozitarea bunului menajer. Blocarea cu autovehicule a accesului sau ieșirii din parcare sau din proprietăți, indiferent de titularul dreptului de proprietate. Spălarea autovehiculului pe domeniul public. Garararea tractoarelor, utilajelor agricole și altor mijloace de transport este interzisă pe partea carosabilă, tractoare, șanturi sau în zone de siguranță a drumurilor, numai în locul special amenajat. Contravenții privind respectarea de către societățile de salubrizare a normelor privind colectarea rezidurilor menajerii și salubritatea străzilor. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 la 1.500 de lei pentru persoane fizice și de la 1.500 la 2.000 de lei pentru persoane juridice, în orice fapt. Necolectarea rezidurilor menajerii conform frecvenței și în zilele programate se prevăzute în scuze. Domnul Roșițu vrea să învăiați la dumneavoastră, i a făcut coordinat zi, a avut destul de accident la școală și... Da, noi continuăm, să vă lăsați. Necolectarea în aceeași zi a rezidurilor rezultate din executarea lucrurilor de salubrizare stradală. La operarea de către societatea de salubrizare, la nivelul indicatorilor de performanță și eficiența la care s-au autorizat și nu asigură comunitatea serviciilor. Contravenții privind nerespectarea normelor, privind executarea lucrărilor de construcție, reparații și demolări la clădiri, a lucrărilor de reparații și intervenții pe carosabilul străzii. Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.000 la 1.500 de lei pentru persoane fizice și de la 1.500 la 2.000 de lei pentru persoane juridice în toate fapte. Neîmprejurirea incidentelor de construcții sau reparații a șantierului, lucrărilor de execuție și nevoia măsurilor de salubrizare și întreținerea părținei lucrurilor împrăjmirilor. Neînștiințarea compartimentelor de specialitate din cadrul Comunei Cașin despre lucrările de construcție de orice fel, de unde rezultă pământ, moros și alte asemenea reziduri, în vederea stabilirii traseilor pentru transportul și depozitarea acestora, neasigurarea părținei autovehiculor de noroi sau alte reziduri pentru a nu murdări căile publice înainte de ieșirea acestora în zona construibilă din spațiile de betoane sau alte asemenea locuri. Neasigurarea curățenii căilor publice din zona de construcții, inclusiv a părților din calea publică. Închiderea și ocuparea străzilor fără plata taxelor legale și fără autorizație în vederea executării de lucrări de construcții de orice fel. Contravenții privind respectarea de către cetățeni, societăți comerciale, regii autonome, organizații și instituții a normelor privire la întreținerea și păstrarea curățenii parcurilor, zonelor diverse, clădirilor, locuințelor, anexelor gospodărești, alterilor de circulație, cimitire, locuri publice, precum și a împrejmirilor acestora. Constituie contravenție și se sancționează cu amende de la 500 la 1.000 de lei pentru persoane fizice și de la 1.000 la 2.000 pentru cele juridice, următoarele fapte. Tăierea sau scoaterea din rădăcini fără aprobarea compartimentelor de specialitate ale primăriei Cașin de arbori, cuieți, lăstari sau fără ridicarea acestora. Însușirea de arbori doborâți, de fenomene naturale sau de arbori care au fost tăiați sau scos din rădăcini fără aprobarea compartimentului de specialitate din cadrul primăriei. Circulația cu scutere, autovehicule sau motociclete în parcuri și pe zone verzi. Întreruperea curentului electric sau stingerea fără drept al lăndurilor ce servesc la alimentul public pe străzi, în parcuri, sau de spectacol sau în alte locuri publice. Cosirea fără autorizație ierbii locurilor publice. Distrugerea zonelor verzi prin rupere, calcare, tăiere sau prin orice alte mijloace. Distrugerea de zone verzi amenajate cu trandafiri, arbori, arbuși sau alte plante. Distrugerea zonelor verzi în jurul imobililor prin cosit și strâns resturi vegetale din comună. Împrăștirea, aruncarea sau folosirea de substanțe toxice sau momene otrăvite pe terenul agricole care aparțin Comunei Cașin, fără asigurarea măsurilor de protecție a faunei. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 la 1.500 pentru persoane fizice și de la 1.500 la 2.000 pentru cele juridice. Următoarele fapte. Degradarea sau modelarea statuilor, a monumentelor de cimitire și alte locuri publice. Schimbarea destinației zonelor verzi aparținând domeniului public fără ajutorul compartimentelor de specialitate din cadrul primăriei Cașin. Efectuarea lucrărilor de tăiere și de frișare a arborilor, arbușilor și lăsatelor de flori în vederea efectuării unor lucrări în dar gospodărești, fără avizul compartimentelor de specialitate,
Neefectuarea plantării arborilor și arbuștilor prin refacerea zonelor verzi, pentru refacerea zonelor verzi. Neefectuarea lucrurilor de amenajare a spațiilor verzi ca urmare a efectuării lucrărilor edilizare gospodărești. Contravenții privind efectuarea lucrărilor de dezinsecție, de radizare de către persoane fizice și juridice, constituie contravenții și se sancționează cu amende de la 500 la 1000 pentru persoane fizice și de la 1000 la 2000 pentru persoane juridice, următoarele fapte. Neefectuarea lucrărilor de dezinsecție și de radizare în cadrul programului anual sau ori de câte ori se impune această situație. Împiedicarea sau neefectuarea lucrărilor de dezinsecție, dezinfecție și de radizare prin societățile comerciale autorizate de autoritățile abilitate, folosirea de substanțe pentru combaterea insectelor și rozătoarelor, altele decât cele testate și cu bine în lista aprobată de Ministerul Sănătății. Contravenții privind nerespectarea de către persoane fizice și juridice a normelor privind desfășurarea corespunzătoare a activităților de comerț. Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 500 la 1000 de lei pentru persoane fizice și de la 1000 la 2000 pentru cele juridice, următoarele fapte. Comercializarea produselor pe căile de acces destinate circulației, precum și blocarea căilor de acces în mod nejustificat, comercializarea neautorizată de produse de către societăți comerciale, agențe economice și persoane fizice, comercializarea produselor de origine animală în afara spațiilor special amenajate, sacrificarea animalelor pe domeniul public privat al comunei Cașin, destinate vânzării, comercializarea neautorizată a băuturilor alcoolice, precum și consumarea acestora pe domeniul privat sau public al comunei, vânzarea ambulantă de preparate alimentare calde sau reci, inclusiv a porumbului fier, pe domeniul public privat al comunei, comercializarea ciupercilor din flora spontană, excepție făcând ciupercilor ținute în spațiile special amenajate, comercializarea substanțelor toxice și inflamabile, precum și utilizarea artificiilor și petardelor pe domeniul public sau privat al comunei, fără autorizație în acest sens, comercializarea produselor etnobotanice, vânzarea de produse de orice fel, fără să fie afișate prețurile de comercializare. Constituie contravenție și se sancționează cu amende de la 1000 la 1500 și pentru persoane fizice și de la 1000 la 2000 pentru cele juridice, următoarele fapte. Depozitarea pe domeniul public sau privat al comunii a bunurilor materiale de orice fel, cum ar fi utilaje, ambalaje, tonete, chioșcuri, mese, construcții metalice, materiale de construcții de orice fel, caroserii de autovehicule, autovehicule de orice fel, degradate, avariate, dezmembrate, parțial sau total, cu sau fără numere de matriculare. Pentru protejarea mediului înconjurător, următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1000 la 1500 pentru persoane fizice și de la 1000 la 2000 pentru persoane juridice. Respectiv, aruncarea și depozitarea gunoaielor sau deșeurilor de orice fel în alte locuri decât cele special amenajate. Aprinderea deșeurilor de orice fel în recipiente de colectare, în locuri publice sau în orice alte locuri dacă se produce disconfort sau poluare. Depozitarea neorganizată a materialelor și crearea unor focare de infecție și insalubritate în cinta șantierelor. Arderea miniștilor, tufărișului și vegetației erboase uscate, defrișarea vegetației verdoase din afara fondului forestier situată pe pantă foarte mare, provocarea de poluare accidentală datorită nesupravegherii executării lucrărilor noi, funcționării instalațiilor echipamentelor tehnologice, provocarea de poluare prin evacuarea cu știință în apă, astfel, atmosferă sau pe sol, a unor deșeuri sau substanțe periculoase. Spălarea în apele naturale a ambalajelor de pesticide și de alte substanțe periculoase, nesupravegherea și neasigurarea depozitelor de deșeuri și substanțe periculoase, nerespectarea interdicțiilor în legătură cu utilizarea pe terenurile agricole de pesticide sau îngrășăminte chimice, aruncarea de resturi solide în rețeaua de canalizare, aruncarea deșeurilor animale în alte locuri decât cele special amenajate, deversarea în canale menajere și pluviale a dejecțiilor provenite de la grajduri sau cotețe de animale, neluarea măsurilor ce se cuvin pentru menținerea și întreținerea curățenii în jurul imobilor și pentru întreținerea vegetației aferente până la limita căilor publice de acces în zona respectivă. Aprinderea sau arderea oricăror produse sau materiale în scopul recuperării deșeurilor metalice conținute în aceasta sau pentru distrugerea lor. În vederea asigurării alimentării cu apă rece, întreținerii și repararea instalațiilor de apă potabilă canal, săvârșirea următoarelor fapte constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1000 la 1500 pentru persoane fizice
și de la 1000 la 2000 pentru cele juridice, respectiv. Branșarea sau raportarea unor instalații de apă sau canalizare în instalația unui abonat sau la rețeaua publică fără acordul administratorului sau proprietarului rețelei. Evacuarea în rețeaua de canalizare a unor substanțe și deșeuri care produc colmatarea rapidă a canalizării și împiedică procesul de evaporare a apelor uzate. Neprotejarea sau degradarea din culpa a căminelor de vizitare la rețelele subterane de apă și canal, distrugerea capacelor de canalizare, deteriorarea aparatelor de măsură control manevre, precum și a căminilor unde sunt amplasate instalațiile publice de distribuție și raportul. În cazul în care contravenientul nu respectă obligația de a înlătura situația creată prin săvârșirea contravenției, ca de exemplu evacuarea materialelor de demolare a constructorilor sau amenajelor improvizate, de ridicare și evacuarea rezidurilor, de remedierea degradărilor, sau refuză să se legitimeze cu actul de identitate pentru stabilirea identității sale sau de a se prezenta la sediul poliției, organul constatator poate aplica în mod separat pentru fiecare somație la contravenientul care nu se conformează o nouă amendă pentru contravenția săvârșită. Agentul constatator stabilește amenda în cuprinsul procesului verbal de constatare a contravenției. În afara sancțiilor prevăzute mai sus, organul constatator va putea stabili în cuprinsul aceluiași proces verbal, când va fi cazul, atât valoarea pagubei produse prin contravenție, cât și confiscarea obiectelor care au servit la săvârșirea contravenției cu precizarea valorilor. Constatarea și sancționarea contravențiilor săvârșite la prezenta hotărâre se face de către primar și sau viceprimar, funcționari publici, funcționarii publici din cadrul apelatului de specialitate al primarului comunei ca și nu puterniciți prin dispoziția primarului comunei, agenții postului de poliție ca și. Pagubile pricinuite prin săvârșirea contravențiilor se recuperează după cum urmează. În situația în care există tarif de evaluare a pagubilor, adică constatator, care are decursat ce sancțiune, stabilește pagubirea pe bază de tarif, făcând mențiunea corespunzătoare în procesul verbal. Dacă nu există tarif de evaluare a pagubei, partea vartămată își va putea valorifica pretențiile conform legislației civile în vigoare. Sunt supuse confiscării bunurile care au servit la săvârșirea contravenției, dacă sunt ale contravenientului. Contravenientul poate achita pe loc sau într-un de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbal, ori după caz la data comunicării acesteia, jumătate din minimul amenzii prevăzute pentru fapta săvârșită. Împotriva procesului verbal de contravenție și de aplicarea sancțiunii contravenției, pot fi contestate, se poate face contestație la judecătoria onești. Contestațiile se soluționează de judecătoria onești. Procedura constatării contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se completează cu prevederile ordonanței de urgență a Guvernului privind regimul juridic al contravențiilor modificate și completate. Constituie infracțiuni următoarele fapte, dacă au fost de natură să pună în pericol viața ori sănătatea umană, animală sau vegetală. Defrișarea vegetației lemnoase din afara fundului forestier, situată pe terenuri cu pante foarte mari, provocarea de poluare accidentală datorită nesupravegherii executării lucrărilor noi, provocarea de poluare prin evacuare cu știință în apă, în atmosferă sau pe sol, a unor deșeuri sau substanțe periculoase, folosirea de momente periculoase, producerea de zgomot de peste limitele admise, dacă în acesta se pune pericol grav sănătatea umană, nerespectarea restricțiilor și a interdicțiilor la vânat. Nesupravegherea și neasigurarea depozitelor de deșeuri și substanțe periculoase, producerea, livrarea și utilizarea îngrășimilor chimice și a produselor de uz fitosanitar neautorizate, ascunderea unor date sau difuzarea de către funcționarii publici de informații false în legătură cu calitatea mediului și sănătatea umană. Refuzul intervenției în cazul bolorii accidentale a aurilor. Constatarea și cercetarea infracțiunilor se face din oficiu de către organe de urmărire penală. Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data aducerii la cunoștință publică, prin afișare la sediul Consiliului Local Cașin. Cu ducere la îndeplinirea prezentei, se încredințează viceprimarul comunei Cașin. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărârii primarului, viceprimarului și prefectul județului Bacău și o va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local. Scurt, acum vă spun. Amenzi sunt, ați văzut, 1000, 1500, 1000, 2000, la 500, la 1000. Dacă aveți propunerea dumneavoastră să le modificați cu altul, aveți dreptul. Sau să mai tăiem din... Mai micurat sau mai... Să mai adăugați. Să mai adăugați.
Ca să fiți de acord, așa nu vă rămân. Dacă vreți să mai adăugați, puteți să adăugați. Dacă vreți să mai scădeți din cuantul mult, puteți să da? Deci la... La codul de rezerv. La codul de rezerv. La codul de rezerv. La codul de rezerv. Nu poți să apelezi la mine. Dar aceste persoane au și necazul ca orice om. Pot să intervin decizii din cadrul familiei, intervin incendii și pentru asta am propus era suma la asemenea ajutor de urgență de 4.000 de lei și am propus să fie de 5.000 de lei, să fie mai consistent. De exemplu, dar asta în funcție de gravitatea situației, deci numărul. Ea se poate acorda de la 100 de lei, la un exemplu, până la 5.000 de lei. Dar asta, în funcție, vă repet, cu altă, de gravitatea situației. Dacă omul ia sus incendiu, locuința în totalitate, și practic nu mai are unde locuie, da, acordăm suma de 5.000 de lei. Dacă este apărat parțial sau orice, un ajutor sau înmormântare. Dacă pe familia respectivă nu poate să mormânteze pe cel lucidat, nu are nici venit. Chiar îți postat un urma chiede, când facem cu acest social, că, într-adevăr, asta e situația familială, se poate acorda maximul sau în funcție de această situație. Hotărăște, se aprobă acordarea ajutoarelor de urgență până la suma de 5.000 de lei, în funcție de situație și de bugetul local, familiilor și persoanele aflate în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente, precum și alte situații deosebite. Articolul 2. Se consideră situații deosebite acordarea ajutoarelor de mormântare familiilor și persoanelor fără venit sau cu venituri foarte mici, precum și cazul care pot fi asimilate deosebite ca urmare a anchetelor sociale. Ce v-am explicat în câteva cuvinte mai sus. Articolul 3. Secretarul Comunii va comunica prezenta hotărâre primarului, compartimentul de stare civilă, asistență socială, compartiment buget, contabilitate, venituri și prefectului județului Bacău. Vreți să fii mai mic sau mai mare de 5.000? Da. E bine așa, da? Bun. Trecem la următorul proiect. Privind stabilirea taxei de drum pentru autovehiculele cu tonaj mai mare de 7,5 tone care tranzitează drumul cu 127. Să știți că am și semnat contractul de reparația drumului. Vom repara drumul de... sau făcut găuri în asfalt, vom plomba toate găuri, toate fisurile, plus de îngrenare la podul sărat. Acolo o să depresăm tot, o să refacă infrastructura și cum o să turnăm niciun la loc. Deci eu sper că până în 10 mai drumul la Cuita să arăte tot la fel și poate în bugetul viitor sau bugetul celălalt să avem bani prin pentru un tratament. Cum s-a fost făcut la drumul județean. Deci cu un tratament de la ei, ce am văzut eu cu studiul cu piață, duce undeva la 2 miliarde, 2 miliarde ceva, dar să știți că ecologiei și durata vieția drumului încă 10 ani, dacă nu e. Și a fi indicat. Dar vom vedea la anul sau cum putem face cu ăsta, dar nu să vom plumba. Acolo unde avem fisturi, găuri, dezvelări, vom face ca să nu se mărească. Dacă vă lăsăm, vă spun ce am văzut și în codul la azi în găuri. Dacă lăsăm până la anul, se face tot asfaltul. Sunt la mine acolo, v-ați uitat? Am făcut, acolo sunt. Acolo ea e, acolo vine de copertat. Acolo e terminat. Acolo e terminat. Dacă nu se face șanțul de captare a apei care vine, degeaba, se duce tot. Se duce tot partea. Da. Vom vede așa. Acolo e oricum, e ce am prins. Nu băgat tot ce am prins. Domnul Vâlcea, nu am pic. Nu, nu. Ca să nu... Acolo oricum nu intre acum. Deci acolo trebuie făcut o proiectare și un studiu. Trebuie făcut o expertiză, un studiu. Să vadă cum se captează apa și ce trebuie făcut în comunicatoarea aia de aia nebun, cu acolo se da. Acolo e loc, acolo se duce. Acolo, dar șanța... Acolo trebuie făcut un studiu neapărat. Nu putem face... Apa ca să circule apa, apa circulă pe asfalt, care la mare se sapă și apă și adus. Așa, un șanț putem să ne ocupim la un șanț. Dar ca să le faci pe acolo infrastructura, să faci un pad de, nu știu... Mecanismul se rupă de tot, trebuie făcut șanța betonată. Da, trebuie făcut un studiu. Nu putem face totul ce acolo. Nu cred că ați înțeles ce a spus. Am înțeles, am înțeles. Pe partea lui trebuie făcut stanțul la betonat, asta nu ca apa să curgă la vale, să nu mai unde este traversarea la vale, să se scurgă acolo. Deci tu mă la brânzul jos. Acolo jos, acolo ne-am zis. Așa. Proiectul de privind stabilirea taxei. Deci noi acum reparăm drumul. Am înțeles la cineva că Ocolul Sfântic a scos alte partide de exploatare la Burdești. La Măgura. Și-a câștigat nu știu ce firme, dar nu mă interesează. Casa care o aveam noi era de 10 lei. Poți să duci 11 lei. Nu, 10 lei era în 2011. Deci acum...
7 ani. Eu zic că prețul materialelor s-au modificat între timp și tot ce înțeleg costul de față în drum sunt mult mai mari ca acum 7 ani. Așa că eu fac propunerea ca această taxă să fie modificată în cuantum la 15 lei cu tot. Dacă dumneavoastră vezi mai mult, Ce propune? Adică, dar nici, nu, atenție. Deci nu sărim în calul, că cel care economim această taxă, se poate ataca în instanță să câștigi fiind taxă foarte mare. Deci trebuie să fii foarte atent. Da, da. Că instanța de decat să rămâi cu ei, deși știu cum, și nu vreau să mă recomentez. Așa, bun. Hotărâșirea. Articolul 1. Se stabilește taxa de drum pentru autovehiculele cu tonaj mai mari de 7,5 tone, care tranzitează drumul comunal 127 din comuna Cașă, rezolvată un cuantum de 15 lei per tonă, transportată și limitarea vitezei la 20 km pe oră. Articolul 2. Limita maximă admisă pe încărcătură este 20 tone. Articolul 3. Sumele încasate din taxa locală de drum se vor folosi numai pentru întreținerea și repararea drumului comunal 127. Și să fie introduse într-un cont special. Da, deci. Să nu-l poți folosi. Da. Taxa, nu, se intră în cursul drumului, în cont special. Deci, contul la drumul. Taxa se plătește odată cu eliberarea autorizației de tranzit. Pentru eventuale daune cauzate în timpul circulației pe drumul comunal 127, care afectează bunurile cetățenilor sau locuința, răspunde cel care a efectuat transportul. Articolul 6. Secretarul Comunei va comunica prezența autorității primarului, prefectului de Spatou și va fi adus la cunoștință publică prin afișare a sediului Consiliului Local. Deci mai departe. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției lunare pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și altor persoane ajute cu handicap pe anul 2018. Hotărâre. Articolul 1. Se aprobă contribuția lunară pentru întreținerea copiilor cu dizabilități cu măsuri de protecție specială în suma de 6.916 lei pentru lună, după cum urmează. Centrul de Servicii Sociale Alexandra Onești, un copil. 1.935 lei pe lună. Centrul de îngrijire și asistență a persoanelor cu dizabilități, Costache Negri, Târgu Ocna, un adult, 2.747 de lei pe lună. Centrul de servicii sociale Gheo Celva, că un copil, 2.234 de lei pe lună. Articolul 2. Sumele ce constituie contribuția colectivității locale pentru întreținerea acestor persoane se vor vira până la data 25 a fiecare luni, pentru luna anterioare, în contul de venitul RO 983-07-12-43-02-207-6DX al Consiliului Județean Bacău, cod de identificare fiscală 50-57-580. Aliniatul 2. Pentru neplata în termen stabilit, rata dobânzii legale pe analizatoare se stabilește la nivelul ratei dobânzii de referință pentru anul 2018, respectiv 2% pe an, potrivit circulare PNR, numărul 1 din 2018, plus 4 puncte conceptuale pe an. Articolul 3. Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre, compartimentul bugetului contabilitate de venituri, Serviciul Public de Asistență Socială pentru ducerea în îndeplinire a prezentei hotărâri, primarul Comunei, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău și prefectul județului Bacău. Trecem mai departe. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei generale de acordare a finanțelor nerambursabile pentru activități de profit de interes local. Aici este vorba de legea 350, prin care se finanțează activitățile culturale, deci care vor avea loc în comuna Cași, și respect noi organizăm activități culturale în luna august cu ocazia Ziua Comunei Cași. Atunci vom organiza activități culturale și anul să vom organiza continuarea vârșii Ioniții, revitalizarea vârșii Ioniții, vom continua acel simpozion național. Anul ăsta va fi un simpozion internațional, la care vor participa delegații din Albania, Macedonia, deci delegații români și a români în acele țări, delegații din Ucraina, din nordul Bucovinii. Vă rog frumos, am mai fost la niște colombii în care oamenii cu multe studii, profesori universitari, foloseau termenul Bucovina din Nord. Deci nu există Bucovina din Nord. Există o Bucovină care o parte la nord, o parte la Ucraina. Deci nordul Bucovinii, da, există centrul Bucovinii, sudul Bucovinii, nordul Bucovinii, cu și Cașul. Deci centrul Cașul, nordul și sudul Cașul. Deci nu există Bucovina din Nord.
Deci să iasă și poate o cază, poate o să mă vrează și alții filmarea, de limbaj și lucrul ăsta. Nordul Bucovina din Nord. Nu. Nordul Bucovina. Voi veni delegații și de acolo, din Republica Moldova și din țară. Din țară, de la Universitățile de Prestigiu din țară, din București, Iași și Sibiu și mai departe. Cu această ocazie ne-am propus să facem, să întâlnim și centenarul 100 de ani la Unii. Va fi o altă activitate culturală a centenarului. Vom reființa pentru o perioadă scurtă în cimitirul la Părău Sărat. Dacă vom avea noroc și vom avea bani să cumpărăm acel teren și va fi proprietarul de acolo să vând terenul, eu voi inția în anul următor, dacă vom ieși pe aici, un proiect de cumpărare a acelui teren și să ființăm un cimitir permanent acolo. Cu acele cuși de mesteacă și un monument dedicat cu împrejmuire, cu o poartă frumoasă, specifică zonei cu acoperiș. Deci, o să fie un lucru frumos, să rămână stabil acolo, să poată să viziteze oricând cine vrea să vadă cimitirul de la Crașul, care, practic, când s-a putut în trecut, reființat în trecut, a fost unic în România. Nimic n-a mai făcut, au fost cimitire de genul în țară, cu cuși de mesteacă, fiindcă ăsta erau mai la îndemână atunci de locuitori să facă trenem rapid, pentru cei care au munit în război. Dar mă bucur că la ideile unor cetățeni în comună și al domnului Sucosi am fost doi primii care au fost lucrul ăsta și am reînviat, și anul ăsta vom face din nou lucrul acesta. Am vorbit cu proprietarul de Dărgoie și a zis că anul ăsta puteți ține și mai mult. Nu ne vine să ridicăm de acolo. Ca să mă trebuie să pui în afară. Da, nu, nu. Deci vă spun ce vă spun eu așa să vis-a-vis de activitatea culturală. Bineînțeles, va fi și activitatea culturală sportivă, știu, competiția de mini-fotbal, care s-a pretenut, să zic, aici la noi, la Cașin, și alte activități culturale. Și pentru asta, mă va apărut pe Sfântul și la legislații românești, se vor finanța pe legea 350. Deci va face un proiect care va fi agreat de către voi, de către un ONG, o organizație non-profit și fără personalitate juridică, care va organiza aceste activități culturale pe care noi le vom finanța frații noi. Ei vor avea obligația să ne dețină de valoarea acestor activități 10%. Deci ei 10% noi revenim. Așa, legea e ceva, vă spun sincer, de a scălpina cam așa. Știți, e simplu așa. Mă iau cam așa, dar dacă așa spune legea, trebuie să respectăm să nu avem probleme la eventuale controle ale curții de cont. Cu partea sportivă s-a clarificat, merge cu legea 69 și atunci va fi mult mai bine și pentru ambele asociații sportive. Nu ne vom complica de lucru viața și existența. Deci cam așa stau lucrurile. Asta a fost un ultim proiect, mă rog să luați cuvântul, dar e 11. Au uitat domnii la control. Deci ca să terminăm un pic, în conceptul oricum să terminăm, mă cred că sunt un pic în temă. În planul de lucrări pentru cei care primesc ajutorul social, pentru că se folosește foarte mult ulița de la Mirel Soltan, partea aia de jos, la Ciușmea, acolo este râpa aceea de la Brădeanu. Numai mizerii, copacii aia trebuie tăiați, trebuie făcut o leacă de curățenie, pentru că nu se prăbușește, se face exact ca la domnul Cimpoia, să fie tăiați de la jumătate de și atunci îl lăsăresc și o să fie frumos în zona. Da. Se folosește mult. Dacă e tăiat sau un fiu de metrușii aici, deci îl dă, să-l fă lucru. Da, da, da. Ar trebui o leacă aranjată, că coboară mașini de străini și e bine. Mulțumim frumos. Altceva și mulțumim asta. Altceva ăsta e acord cu ăsta. La punctul 6, cu 15 lei pe tonă. Da, sunt de acord. Cu câte tone trece mașina boxată? În comună. Hai să vă spun sau lucruri. Deci o mașină de 5 lei până 10 până Jaguar. Cei 15 lei pe tonă se percep la întrecător. Cei depășește 7,5 tone. Deci mașina dacă ajunge la 20 tone, dar noi nu facem așa. Eu n-am fost să vă trăiesc mașină. La mine când vine cel care faptul pune evaluare, să spun în gestă, faptul pune evaluare, dat o colosie, cu numai licitații, eu mă uit să văd câți metri curți de Bușneanu exploatează la curte, treacă și așa mai departe. Exploatează 100 metri curți sau 1000 metri curți, înmulțesc cu 15 metri curți și îmi dă taxa de plătit. Noi nu putem, nu avem urar, nu avem nici cântare să stăm la acolo, cât zic că trebuie. Eu n-am vrut să mă refer la prea la asta. Am vrut să mă refer că tonajul e prea mare pentru asfaltul nostru, cel puțin de la Coriță. Un cetățean deja mi-a zis că i-a trăpat pereții din cauza
Acum, problemă. Nu. Aici vor să mai zice orice. Domnul Roman, ar trebui fixat pe mașină un anumit. Undeva suntem noi în vârstă. Nici nu puteți fi absurd. Deci materialul de frumos care scoate statul român, nu construi clădiri. Ei administrează domeniul statul român. Care statul român scoate la vânzare. Trebuie să dăm bani, nu puteți să ne opunem, îi să băgăm pe ții mari oameni. Dar nu sunt totuși, măcar să ne recuperăm de banii care îi cheltuim numai să le bați în români, în această taxă. Măcar să facem niște... Fiindcă nu poți să spui barieră și nu dai voie. Nu mai e voie, tu public care trebuie materialul e scos. Într-adevăr, acum să o luăm și cu partea cealaltă. Primul Ceaușescu, era filmat în Borovani, din Palas, și treceau mașini și lor de nu atât de mari cu astea, și nu treceau. Și era vibrația mult mai mare ca acum. Fiind drumul asfaltat. Unul era troliu care era înainte și unul era două remuri. Care lumea nu înțelege. El are voie să meargă cu 7,5 tone pe axă. Mașina are 3 axe? Da. Deci pe axă, dar mulți nu înțeleg, eu mă încerc multe ori cu ei. Păi, acolo vei indicatorul la curiță, 7,5 tone. Dar arată și axa pe ea. Da. Este declarat asta. Nu poți să dai că cineva, dacă vă aduce aminte, mie mi-a spus că nu cunosc regulile de circulație. Aici, în ședință. Și vă spun și cine. Primarul de la mănăstire. Dacă vă aduce aminte. Absolut greutate. Dar lumea când vede indicatorul, spune, uite, de ce trece cu 25 sau 30 de tone cât se face cu mașină? Important este... Anul trecut a avut o societate comercială din Gaș. Care are câtea temporară acum în Gaș, dar nu e aici acum. Și a dat 67 milioane. A avut omul acolo, a venit toate astea, a întâmplat 10 lei pe tonă, a avut tonii, a plătit și ele și-a plătit la caseria unități de aici, ei s-a dat autorizație în tranzit și ei spus la nimeni. Dar de ce se lăsăm cu alții? Chiar și-au folosit ca un transportat, vă spun sincer, și spuneau că au cam ocolit. Deci au cam ocolit. Având în vedere că până la urmă avea să facă compensare din tot stat cu ei. Da, patru drumul, cel mai repara drumul. Dar acum am aflat, încă o dată vă repet, că s-a scos alte parchete la exploatare și vor fi tranzitat drumul în perioada următoare. Și de-aia am zis, 10 lei pare puțin ce era acum 7 ani. Că și materialele nu s-a scumpit și el. Da, am zis cu pielea mea, ca să doamna cumpărea cu 180 de lei pentru foc la drumul. Eu ca aș plătea pentru foc. Și că s-a scumpit și la drumul ăla și mie, deci cum poate să plătă două casa prea mare. Da, s-a plătit casa de 10 ani și dar și la tine s-a scumpit materialul. Vine și statul mai scump, dar și el vede mai departe. Noi și ne plângem noi cu ei, ne plângem cu noi, că strică drumul și nu avem vânt să ne pără. Da. Cine vrea să mai răspundă? Da, vreau să spun ce doctorii cuvinte, dacă se poate. Nu o să mă leg decât de punctul 4 deocamdată. Privind comercializarea produselor la porți, care a fost că s-a amendează. Tare sunt curios dacă această lege sau această măsură luată astăzi corespunde legilor statului român. Pentru că județul Covasna și Harghita nu respectă treaba asta. Dacă eu greșesc... Asta depinde de locală. Dacă ar fi și la noi oameni care ar avea produse, eu unul le-aș da cu ei să vândă. Ai spus că lucru, domnul Grecea. Da, dar nu spune, dar n-are rost. Eu l-aș da să vândă. Dar e să pe unul altul. Povestea este alta. A dat în hotărâri de păstă local. Și noi, când vin cetățeni în alte localități, care vând ambulatorul, cum pești că și ei roșii, până alte sate, să și sprindăm cu ei, contractul, deci contractați la caserie. Eu mă gândesc, când fac lucrul ăsta, ce mă gândesc? Este și legal, că avem prins în tax și impozit local lucrul ăsta, mă gândesc la cășunerii mei care pleacă și în alții care fac copiii ăsta cu amului și cu ceria sau ce fac ei, sau trocuri, schimburi, dar ceria și mai departe, fac același lucru și le dă voie, dar sunt unii state sau comune, domnule cum se știe mai bine, unde nu îmi dea voie. Că și eu, acum vreo 15, 17 ani, m-am ocupat cu lucrul ăsta. Și în partea
județul Cascui, într-o comună, eram totuși la schimb la Tuc și am fost aruncat în primar de acolo și cu poliția, când mai la voie și mi-a arătat când a venit, mi-a dat autoria pe să locază la venit. Am plecat doar de stație pic, n-am știut, nu pot cu lege din gază locale, m-am lăsat și mai cu parte. Dar nu sunt cazică, nu... Dacă nu vrei să prindă prevederea asta, nu știu ce. Dacă vrei, nu, dacă vrei de acord, nu, pic. Nu. Haideți să poate, nu, nu, pic. Ce fiți și eu sunt dat în acest timp la sentimentul ăla, hai să scoate prevederea asta. Ce mai bine să scoate? Poate, dacă vrei. Dacă vrei să scoate, o scoate. Eu m-am referit și m-am gândit la faptul că... poporul român, am spus-o și cu voce tare, e cam strâmtorat din toate punctele de vedere în ziua de azi și denigrat pe plan european, nu se poate. Acum și cum stau lucrurile, vă spun cum stau lucrurile. Înțelegeți? Și așa ia mâine de sunt salarii, n-au pensii, n-au și așa. Aici vă spun sau lucrurile. Dacă vreau să ieși de ceea ce se specializează la un produs, ești tot ce vinde el și îmbolnăvește populația. A. Și să faci un focar în care să îmbolnăvezi, deci două dici familii cu boală mai critică pe grafă și să depitează că ăla a pescat peștele fără autoritate sanitară. Da, și am făcut lucrurile care nu e corect. Dar atunci să schimbă povestea. Nu, nu, nu. Nu, nu, nu. Te-ai văzut loc așa primară. Că e ca voi. În stare, este un loc care vine cu mașină cu pește, în sat, așa este. Dar trebuie să aibă aprobare. Să fie da. Atunci lăsăm așa și vom vedea cum o fi. Dacă toată lumea de acord, eu sunt de acord, nu am nimic de acord. În ceea ce privește problema de mediu, aș vrea să ridic o problemă, să fie cu iertare, nu fac să fac din asta o mare discuție. Toată stima și respectul pentru cetățenii care au reușit să facă o afacere și să dezvolte zona noastră din anumite puncte de vedere. Mă refer la cei cu stânile care intră la intrarea în poliție. Primul care este jos pălăria și a îngrădit, nu se vede nimic, este foarte, foarte frumos. A doua stână, când era celălalt înainte, erau puse aceste știu, grajduri care erau, cu spatele către stradă. Cel care a preluat și a cumpărat după ce a plecat, le-a pus cu fața către stradă. Bunoiul tot pus marginal aici. WC-ul pus aici. Eu mai ales că a spus că vreți să faceți și cu cimitirul anul ăsta, mai mult nu spun. Dacă considerați că este bine, poate îl puteți ruca să facă un gard, să împrăjmuiască, să mute cu noi ăla de acolo, să mute WC-ul ăla și cu toată țigănia aia de acolo. Am scăpat de groapa de gunoi de la intrare în Curița și avem paia de la acolo. Să mă ierte Dumnezeu. Nu fac din asta o discuție, las la aprecierea dumneavoastră să discutați cu persoana respectivă, să facă ceva, să nu se mai vadă, mai ales că facem acum ceva cu cimitirul. Așa. Aș vrea să ridic aici problema drumului care este închis, a Bursucilor. Văd că amenda acolo se încadrează, dar nu prea. S-a închis acel drum care este drum prevăzut în busul comunal. Așa. Nu știu. Sunt 2 ani, 3 ani de zile de când este închis. Nu pe să nu știu ce am stat dezbăgat în ceas. Ce drumul e bun? Bursucilor. Aici la Bursucilor. Aduce? Da. Aduce. Așa mi-ați dat o listă. Nu, nu, cu drumul. Da, nu, pic, da. Cu ce podul pe care am spus acum. Dar cine l-a știut? A fost cu domnul cu mașinii. Cu cine a știut nu, eu vorbim de drumul de la Aduce. Ăla e Bursu. Așa mi-ați dat o listă. Și e drumul acolo care trecea de al? Da, cum? Nu, acolo este un drum. Așa scrie cu drumul. Nu, nu, nu. Nu, 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 nu. Deci nu, nu, nu m-am pic. Aveți dreptate. E denumirea nouă, cum ați spus. Da, este numele public. Are 50 metri. Așa, cum este. Are 50 metri lungimii drumul ăla. Nu, 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 nu vă încerați. Drumul ăla intră de aici, de unde traduță, cobora pe lângă gardul lui și ieșea pe la lepădatul, am drăgat de... Dar nu mai este ca lucrul ăla. Nu mai este ca închis el, domnule, păi aia se cânțelilor. Este
Dar cum? Ce sunt la acolo, acolo, dar problema este că sunt proprietăți acolo. Acolo sunt, acolo a fost acel... E închis drumul ăla. E închis drumul peste înceapă partea aia. Aminție, nu. Eu vă spun... Gata, nu mai intru. Eu am zis așa. Dați un pic voie, nu vă mai faceți așa. Deci vă spun cum stau lucrurile acolo, cu drumul ăsta. Da. Eu în domeniul public acum în casă, nu știu cum a fost drumul, când am văzut un pulță, n-am trăit în pulță, că a fost drumul lângă apă, a ieșit sau unul cu deași. Dumneavoastră locuind, acolo știți de bine lucrul ăsta. Dar în domeniul public acum în casă, în care a fost în 1968 aprobat, drumul ăsta este prevăzut. Dacă drumul cum n-au spus de 7, până în pădurul cu ei, așa scrie, cu 50 metri lungii, cu 5 metri lățime. Și acum dăm drumul comunal, închizi la 10 metri, închizi drumul. Eu vă spun ce avem noi în evidență. Nu mai ajung la urmă. Vă spun ce avem noi în evidență. Noi să știm noi cu drumul ăla... Domeniul public a comunicat și nu a secretat de domeniu. E aprobat în 1968. Domnul 1968, acum el s-a reactualizat. Pune traducii de bunuri cu modificări de numiri și așa mai departe, da? El apare din 1968, acel drum, care e drumul unii căduți acolo, da. În stradă și până în părucul, exact 50 de metri lungime, până nu știu cât lăsime. Și nu mai ești. Și ăla spune domnul Brăcean. Dar nu trebuie să fie mie bani, nu știu bunii duși. Dar așa cum spun eu. Păi intra pe aici și așa până nepădată, pe pădut de vesel. Era un prunt care trecea... Și de acolo și-a dat părbat. Eu nu pot trazi ce avea dumneavoastră folosat. A dreptate? Dar în domeniul public, așa apare cu 50 de metri. De ce înseamnă la oameni? Dar nu e închis de tot. Și eu aia ce înseamnă? Nu e închis de tot. Așa spune închis. După inundații care au fost atunci când i-a luat lucrurile, ajuns a făcut-o cu eu cu asta, dar poate să duc după aia. Domnule, eu vreau să vă spun altceva. Haideți să fim corecți. N-am nimic cu el ca cetățean, am verificat accesul locuitorilor la comunității la apă, inclusiv a copiilor, dacă se întâmplă ceva. Mă să păghează, să bage furtuna acolo, să tragă apă sau alte minuni în zonă. Acel drum, vă zic că eu sunt căsătorit de 43 de ani. Acel drum a fost de acolo, intra ăsta răscopa Dumnezeu să-l odihnească cu troliul ăla mare, pe acolo, până la repădat, pe baltă, spăla camionul și așa mai avare. Ăla a fost drum. Că în fiecare timp s-au pus, s-au făcut măsurătorile, s-a închis, nu știu. Dar acum acest drum, așa, s-a desfințat. El a coborât cu gardul până în apă, în spatele meu, n-am nimic cu el. Încă o dată, vorbesc de problema Consiliului Local. Nu am nimic, el a coborât cu gardul până în apă. A băgat sârcele. Acum a desfințat și piciorul podului care avea alb pod de intrare în curte și a rămas poarta în mal și nu mai este nimic, așa, a strântat și drumul, a luat de la fănică rusul bucățica aia pe bani, ilegal, bineînțeles că e a statului, a dat banii a Iulia, așa, și acum a mutat și gardul ăla până în asfalt, de a rămas o bucățică ca de acolo până aici. Așa, a sedit și podul. Ca să se vadă că a fost pomea, acolo știu eu ce e mintea lui, nu mă înțeleg. Dar vreau să știu dacă, conform legilor și hotărârii Consiliului Local, va fi amendat pentru treaba asta. Bun. Eu vă nu, dați un dat mai subiect, domnul Brăceanu, dă răspunsul, ca să nu uit. Da, răspuns. Răspuns. Că 2 ani de 3 ani de mine închis. Adică, domnul Brăceanu, nu vreau să vă duc ce nu, 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 corect. Adică, în evident, și dați asta. Că nu suntem niciunul cu ei. Să zic de la noastră, bine așa. Noi conform domnul public, doamna viceprimar, o să facem o noție, trebuia 50 de metri de drum, care dă în asfalt, în drumul comunal și duce până în apă, o să-i facem cutii domnul Dusă, Ion, Dusă Ion, da. Să elibereze terenul, să elibereze drumul, să se ducă la limitele lui. Dacă nu îl vom amenda, nu știi în... o să-i dăm aveți drumul cumva față, o să-i dăm cu local, și vom proceda noi, noi, în cheltuiala noastră, care este tot irovocătit, la eliberat drumul. Vis-a-vis de ce spuneți dumneavoastră că a fost un drum lateral, în spate, pe stânga, pe dreapta, nu știu ce. Adică când mie nu mi-apare, în domeniul public, eu nu am ce să mă agăt. Adică, făcut cu sau lucru, nu poți să te agăți ceva care nu o ai. Ăla te dă judecată, pui, demonstrează și ăla e la instanță, ne duce cu ce? Ne duce cu domeniul public. În care ne trebuie la poziția aia, nu avem decât un drum de 50 de metri, cu rățime de 5 metri, nu știu. Nu trebuie să zic mai bine. Dar pentru porțiunea de drum, vă promit de față toți consilierii, când vom fița cu domnul Dusă Ion, se elibereze drumul, da?
aveți bine, dacă nu va avea și vom elibera noi pe cheltuia noastră și el va plăti și elibera. Cam asta s-a luat. De-asta v-a spus că eu știu că atalii, eu vă spun ce avem noi domeniul public. Că ce a fost sau cum a fost, eu nu se știu. Acum e posibil ca și apa, cum spate, fiu, dând drumul la dâmbarul ăla, că vii, acum mai e ușa cu toți acolo. Și Păduță și cu Zărnescu și toți care stau în coțul ăla. A, nu, aici sunt multe, așa nu le-am mai discutat. Albia s-a mărit, Albia s-a Albia râurilor pe toată porțiunea care traversează satul, sunt porțiuni care au fost de erau libere. Deci Albia înainte de ultima inundație, Albia râurilor în zona respectivă, ca în podul ăsta, în Brânză, acolo, avea 10 metri și acum are 20 de metri. Deci putea să facă tărut apa de numar. Da, dar și, și aici a adus, a fost piciorul podului, da, care era la alu. El a băgat un tractor de la colamă. Am înțeles, domnul Grăciu, și acolo e locul nici de acolo a făcut și a făcut grădina mare și a acum știți că dai acolo, vă spun, drumul ăla, și acum imaginez eu unde e drumul, dacă mai are 30 metri. Deci nu știți de acolo. S-a părinit dacă este legal, lăsați-l așa. Dacă nu este legal, procedați la... Dar eu v-am zis, băi, ce da, așa că legat de asta, am spus și am mai discutat în ședințe că trebuie rezolvată toate problemele astea care sunt cu spațiile astea pentru apă. Nu zice nimeni să le luați. Poate omul vrea și-a pus acolo, și-a făcut grădină. Dar unde este posibilitatea și nu este drumul. Lăsați, făcut un contract de arendă, pus o taxă să plătească anual pentru folosință, și cu asta basta. Vine venit la buget și ilegală problema, cred că nimeni n-ar fi de acord, adică să nu fie de acord pentru acest lucru. Da, măsură, cât ai pe titlul de proprietate? 500 de metri pătrați. Bun. Tu ai aici 700. 200 de metri îi plătești pentru. Domnul Lăceanu, cu taxa referitoare la lemn. Eu mă gândesc la altceva, dar în fine, și 150 de lei pe tonă. E bine. Eu mă gândeam la valoarea exprimată în 20% din valoarea lemnului exploatat. Păi de ce? 100%? De ce trebuie? 100%? 20%? Dar nu 80%. Eu atacă nu. De două trebuie de genul ăsta, dacă îmi poate ce o să nu fie și pe oameni. Da, nu-i nimic. Faceți așa. Dar totuși să iau niște bani. El va trebui să trage. Da. Astea au fost problemele care le-am ridicat eu. Ele sunt multe, da? Dar nu-i timpul. Nu-i timpul. Și nu mai dea să-l hai să punem la vot. Punem la vot. Da. Punem la... What? 2-1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prestării serviciului de iluminat public în gestiune delegată a contractului de delegare a regulamentului și proiectului de sarcini. Cine este? Cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține? Cine proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări ce vor fi efectuate în anul 2018 de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social potrivit legii numărul 416/2001 privind venitul minim garantat. Cine este pentru, cine este împotrivă? S-a putut cu amendamentul domnului Bucea, da? Da. Da. 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor norme pentru activitatea de gospodărie, întreținere și curățenie, colectare, transport și depozitarea deșeurilor, a activităților comerciale, precum și măsuri de protecție, de protecția mediului. Cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține? 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea ajutorilor de urgență ce pot fi acordate familiilor și persoanelor aflate în situații de necesitate și situații deosebite. Cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține? 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei de drum pentru autovehiculele cu un tonaj mai mare de 7,5 tone care tranzitează DC-127. Cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține? 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției lunare pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap pentru anul 2018. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei generale de
acordarea finanțelor nerambursabile pentru activități non-profit de interes local. Cine este pentru?